ședința din luna martie. După convocări, suntem prezenți toți consilierii, un număr de 14 și 2 delegați sătești. 3 delegați sătești. Fiind prezenți majoritatea, declar deschise lucrările ședinței de astăzi. Înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să vă... Aici trebuie să spun eu, nu? Că eu sunt inițiatorul. Deci înainte de a intra în ordinea de zi, să supunem spre aprobare procesul verbal din data de 26.02.21, care este pe site și este și afișat, dacă l-ați studiat. Sunteți de acord cu el? Cine este pentru procesul verbal? Și aici, domnul. Mulțumesc. Împotrivă cineva? Se abține cineva? Nu. Deci, cu unanimitate de voturi, procesul verbal a fost însușit de către Consiliul Local. Înainte de a intra în ordinea de zi, trebuie să dăm cuvântul doamnei primar pentru a face o precizare la ordinea de zi și pe urmă domnul secretar iar să prezinte precizări cu depunerea jurământului domnului fisecar Daniel. În conformitate cu prevederile legale și având în vedere că sunt inițiatorul proiectului de hotărâre privind acordarea burselor școlare, dacă să găsesc exact denumirea proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru anul școlar 2021 pentru elevii din unitățile de învățământ universitar la 2020-2021. Îl retrag de pe ordinea de zi și motivez de ce îl retrag. De-abia ieri am primit de la școala Horgeș, de la școala Răcătău, că n-am primit o situație cu numărul posibilor beneficiari a acestor burse. Astăzi, dar telefonic, mi s-a comunicat de la contabilitatea școlilor, că e aceeași doamnă contabilă, sume care au fost repartizate din cheltuieli per elev și din acestea sunt și pentru burse. Și urmează ca în următoarea ședință, care o să fie sigur și cea de buget, să inițiez, adică să revin cu alt proiect și ce mai spunea o comisie și acele clarificări de la comisia juridică, de la noastră, spus cu o clarificare. Dar urmează în ședința următoare să vin cu alt proiect de hotărâre, acordarea o să se facă. Atât. Bun. Supun spre aprobare. Înainte de a aproba ordinea de zi, țin să precizez faptul că toate cele trei comisii au depus avizele pentru proiectele de hotărâre comunicate. Bun. Referitor la cele prezentate de doamna primar, sunteți de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proces? Da. Bun. Deci la ordinea de zi fără punctul 4. Bine. Atunci vă prezint ordinea de zi. La primul punct, e depunerea jurământului de către domnul fisecar Daniel, consilier local, pe listele partidului Pro-România, validat în baza încheierii de ședință din data de 3.03.21 de către judecătoria Bacău, în dosarul 2065/180/2021. Al doilea proiect din ordine de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce se vor executa de către persoanele majore apte de muncă beneficiar de ajutorul social pentru anul 2021. Inițiator, viceprimar Căliman Marcel. Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei cu antumul maxim și situațiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local. Inițiator, primar, Temea Luminița Adriana. Punctul 4 nu mai este. Și trecem la punctul 4, va deveni proiectul de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunii Horgeș de Bacău. Inițiator, viceprimar Căliman Marcel. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional
la contractul de închiriere numărul 1885 din 10.03.2011, încheiat între Comuna Horgești și SC Boma Boama, Impex SRL, inițiator primar Temea Luminița Adriană. Punctul 6. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunii Horgești, județul Bacău, pentru anul 2020, primar Temea Luminița Adriană. Și la punctul 7, întrebări și interpelări. Domnul președinte, aș vrea să se ocupă într-o ordine de zi, vă rog. Da, domnule. În ceea ce privește acordarea burselor, vreau să precizez faptul că aceasta este o obligativitate prin lege și nu este opțională. Până acum, Comuna Horgești nu a acordat niciodată aceste... Domnul Vitor, nu discutăm că s-a retras multe ordine de zi. S-a renunțat la el. Discutăm. Dar tu, domnul Dămoc, dar noi am discutat și în comisie, dar, că e obligativitate, e adevărat, corect. Dar ce vreau să că nu avem precizările... Dacă mă lăsați să spun, durează doar două minute. Hai, și... nu, dar nu mai lăsați, că mai dicteze. Ședința o conduceți dumneavoastră, domnul președinte, vă rog frumos. Ceea ce, ce vreau să subliniez este faptul că, pe lângă faptul că proiectul nu a fost fundamentat absolut deloc, nu am avut numărul de elevi trimis de școli și de inspectorat, mai este o problemă care vreau să o aveți în calcul când veți reface proiectul, și anume că bursele de merit sunt diferite de bursele de studiu, pentru că el în proiectul inițial a fost... Dar știm asta, domnul? Păi știți, pentru că v-am spus eu, domnul președinte. Păi știm, m-am însușit, chiar dacă mi-ai spus, mi-am însușit. Dacă eu aș fi venit cu un astfel de proiect în fața Consiliului Local, domnul Custică Mitică mă făcea terce aici. Dar nu mai vă dați crescut, haideți să ținem ședința, domnul președinte, Mergem mai departe. Aș vrea să-mi justifice ori doamna primar, domnul secretar, motivul pentru care sunt repuse pe ordinea de zi proiectele privind contractul cu farmacia și SVSU, pentru să avem și noi o motivație. Ajungem acolo. Ajungem. Păi vreau să știu de ce le-ați spus din nou, nu e logic ca noi Consiliul Local să știm motivul pentru care le-ați spus din nou pe ordinea de zi, poate din moment ce le-au fost aprobate luna trecută? Domnul, îi prezentăm, le supunem spre aprobare și în momentul când ajungem la proiectul ăla, dumneavoastră cereți explicații în cuvântul dumneavoastră de ce le-am repus. Eu am dubii de legalitate și tocmai din acest motiv o să mă abțin din nou la ordinea de zi. Da, aș fi vrut ca domnul secretar să mă convingă să votez pentru ordinea de zi. Când ajungem acolo, domnule consilier, sunteți capabili să luați o decizie sau trebuie să vă lămurim? Că cu toți am discutat. Haideți să trecem la așa. Dacă intervenim azi. Vă amintesc că nu dumneavoastră conduceți ședința de Consiliul Local. Și vă amintesc că ședința, hai să o respectăm așa cum este. Nu trebuie doar să venim cu discuții pe marginea unei de zi. Dacă tot o să ajungem la proiectul ăla și discutăm, domnul Dămoc, atunci și dumneavoastră o să spuneți despre ce vă dat. Corect, așa este. Nu să vă dați părere. Deci v-am propus ordinea de zi. Dacă... sunteți de acord cu propunerea făcută? Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Avem două abțineri, da? Domnul Tămoc și domnul. Bine. Deci, în unanimitate de voturi, proiectul vă prezent cu majoritate. Majoritate. A fost aprobat. Dăm discuții sau cum să zic, prezentarea primului punct, cu depunerea jurământului. Domnul secretar o să facă precizările cu conform legii. Da, haideți în față. Pe primul punct al ordinii de zi a fost introdus depunerea jurământului de către domnul Pisecaru Daniel, membru supleant pe lista Pro-România. După cum bine știți, pentru un proiect de hotărâre anterior s-a constatat vacantarea postului. La această dată avem comunicat încheierea judecătorii Bacău din data de 3 martie 2021, dată în dosarul 2065/2021, prin care este validat mandatul domnului Pisecaru Daniel. În consecință, acesta urmează a depune jurământul în plenul ședinței Consiliului Local. Da.
Subsemnatul Prisecaru Daniel, având în vedere prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență guvernamentală numărul 57 din 2019 și raportat la prevederile încheierii de ședință din data de 3-3-2021, dată de către judecătoria Bacău în dosarul 2065/180/2021, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Horgeș, de Țuvacăm. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Vă rog să datați, să semnați și să datați jurământul în două exemplare. Mai două. După semnare vă mulțumim frumos! Deci, începând de astăzi, suntem Consiliul Local. Va avea 15 consilieri. Până acum am fost 14. Noi, la Comisia Buget Finanțe, am lucrat în 4 consilieri. Mă bucur că sper să vii la Comisia Noastră. Da, nu să stabilim tot așa. Semnați, vă rog. Da. Domnul consilier, cu rugămintea să luați jurământul. La următoarea ședință vom completa hotărârea privind componența comisiilor și veți face parte dintr-o comisie specială. Da? Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce se vor executa de către persoanele majore apte de muncă beneficiar de ajutor social pentru anul 2021. Ați primit, e nevoie să mai citim sau ați studiat dumneavoastră acest document? Numai, dacă mergem pe citit, ne prelungim prea mult și sunt cam multe ori puncte. E și raportul primarului, acolo s-a vezi cum doamnă. Da. Cine dorește să scrie la cuvânt la proiectul 2? Asta. Domnul Dămoc. Dăm discuții și pe urmă sau tăi trebuie? Nu s-au listat deschise. Eu practic vreau să-l invit pe domnul viceprimar să ne intervin pe situații la zi, așa cum am solicitat și în comisie de specialitate. Să vedem care e numărul de persoane apte de muncă, câte ore s-au făcut ce lucrări prioritizate, de exemplu ce ați făcut în luna martie, ce urmează să prioritizați în luna aprilie. Știm că avem aceste puncte probleme în comună. Doar enumerăm un pic Tasinul, Pârna, Islazul de la Galeri. Cred că avem de unde, avem unde să facem treabă, să ne spuneți care sunt prioritățile dumneavoastră și unde o să interveniți punctuală în perioada următoare. Nu știu dacă domnul Vici s-a pregătit cu astea, pentru că nu știa că dumneavoastră spuneți întrebarea asta. Domnul președinte, eu? Ia inițiativa. Nu e nicio problemă. Nu știu de ce vreau să... Nu e nicio problemă. Da. Opriți și pe domnul președinte din a spune cuvântul? Eu am întrebat inițiatura, am întrebat niște... Nu-i normal acum, domnul Dămoc. Noi discutăm normal despre... Nu, propunerile, nu ce s-a făcut. Noi discutăm despre lucrări, aprobăm lucrările ce se vor executa. De acum încolo. Noi, proiectul de hotărâre este de acum încolo. Până acum ce s-a făcut și ce s-a putut face, s-a făcut. În... Dacă o să vreți o listă cu tot ceea ce s-a făcut, o să facem. Nu vreau pentru mine și nu vreau, vreau să mai privit așa lucrurile. Bun, dar oamenii din sat știu, care stau în satele din comună, știu cam ce s-a făcut. Ați preluat și în altul discursul, doamne primar. Da, știu, văd că notăm în gunoaie. Da, oamenii din sat cunosc ceea ce... Dacă dumneavoastră sunteți din altă parte și nu participați pe aici, cu lucrări și cu... Se pare că sunt cel mai implicat, se pare că sunt singura persoană din sală căruia îi pasă cu adevărat. Înseamnă că dumneavoastră... Așa mi se pare. Sunteți contra la orice s-ar propune în această... Adică, domnul Vic, dacă eu vreau curățenie, sunt contra? Dacă vreau apă potabilă pentru cetățenii, sunt contra? Domnul președinte, dacă suntem și eu, ca să punem la... Că e de interes, că nu e interes, că îl doare, că nu o doare. Gata. Dar trebuie la proiect, acolo să scrie la cuvânt, spune, la proiect, domnul.
Dați-i drumul la treabă. S-au curățat de atâtea ori, s-au curățat locurile. Cum spuneți că vedeți așa și veniți în ședință și spuneți că vă implicați? Să vedem implicarea și pe teren, domnul consilier, că totuși sunteți ales de către cetățeni, să aveți discuții cu cetățenii, să le explicați noastră cum le explicăm și noi, domnul consilier. Da? Da. De acord. Dumneavoastră sunteți executivul. Da? Am semnalat o problemă. Și dumneavoastră doar ați candidat și nu vă mai pasă, veniți doar să ne bateți cu liniuța la palmă în ședințe de consiliu? Asta se și vede. Nu mi se pare ciudat faptul că sunt singurul care reclamă niște lucruri care nu sunt normale? La dumneavoastră mi se pare nimic ciudat decât sunt de acord cu ea că orice ar fi sunteți împotrivă. Nu, păi tocmai, eu sunt pentru afaceri. Nu. Haideți să nu continuăm discuția. Ce faci? Dați un barem, ai voie 2-3 minute de vorbit, esențial, somnul ăsta la cuvânt, lăsați să termini cuvântul și apoi nu te mai la cuvânt, domnul Semoc, ca să-i pun chiar pulmul ca să nu mai poată respira, nu sunt de acord. I-am spus, nu sunt de acord cu prezentarea lucrurilor, pentru că nu-i pregătit domnul viceprimar, iar la ceea ce v-am prezentat pentru anul 2021, veniți cu propuneri că aveți dreptul. Propuneți sau dacă sunteți de acord cu cele care sunt prezentate în raportul de viceprimar. Și urmăm orice discuții, că dacă așa intervenim și așa, mai mult de 2 minute cred că n-ai să vorbești. Te ascultăm și gata. Și dacă e bine, e bine. Concluzionez. De această hârtie avem aceleași lucruri menționate cu liniuță ca în ultimii 4 ani de zile, absolut nicio modificare. Nu se întâmplă nimic în realitate în teren. Dacă nu sunteți mulțumiți de faptul cum arată comuna din punct de vedere al îngrijirii, al curățenii, vă felicit pentru realizare. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Nu vom fi mulțumesc niciodată pentru ordine și curățenie, nu vom fi mulțumesc niciodată și nu numai eu, cred că toți dintre dumneavoastră, pentru că trebuie să ducem foarte multă muncă de educație și oamenii noi din fiecare an am educat și am prezentat pe ședințe și de colegi am avut întâlnire și tot ne ascultă. Se găsește unul care tot face și duce gunoi unde nu trebuie. Trebuie să dăm toți o participare, să facem front comun ca persoanele astea care sunt cele mai rele din comuna asta, care cară gunoi, să le putem depista și să luăm măsuri cu ele. Vă mulțumesc. Cine mai dorește? Domnul Boboc. Și domnul Boboc. Nu, domnul Boboc, cred că ar fi camera. Da. Marian, da. Domnule consilier, așa cum a spus și Claudiu, într-adevăr în zona Galeri, izlazul Galeri, este o problemă foarte mare cu gunoi. Și în ședința decembrie am spus că ar trebui să intervenim cu plancarde de interzicere. Nu s-a făcut. Vreau să menționez că de acolo vom bea cu toți apă. Pentru toți consilierii care n-au ajuns în zona aia și cred că 3 sferturi, le-aș recomanda o plimbare până la pădure și înapoi. Să vadă ce se întâmplă acolo. În al doilea rând, ar trebui să intervenim, să curățăm șanțurile astea de beton care le avem, pentru că jumătate sunt înfundate. Aproape. Într-un an de zile. Da în 2 ani, da în 3 ani. Ce o să facem? Îl avem și îl întreținem, nu? Chiar dacă nu e treaba noastră, dar hai să îl facem noi. Nu cred că este normal. Deci problemele care le-ați ridicat dumneavoastră sunt trecute ca lucrări în acest proiect de hotărâri. Urmează ca domnul viceprimar, împreună cu persoanele care o să le stabilească lui, care sunt obligatorii, dar până la urmă curățirea la pășuni și la unde spuneți noastră și la șanță, trebuie să participe și ceilalți cetățeni, numai pe baza ajutoarelor sociale, care sunt niște oameni bolnavi, niște oameni mai de capul lor nenorociți, să vină să le gospodărească nouul satul și comuna, nu este bine, nici așa. Nu putem să gândim așa numai pe spatele la oamenii de la ajutor social, că la ajutor social sunt cei cu bolnavi,
capacități reduse de muncă și câte și mai câte. Deci trebuie să fiecare în satul lui, unde suntem consilieri, să participăm, să învățăm oamenii ca în fața locuinței să-și curăță șanțul, să ducă gunoaiele la punctele de colectare. Consilieri sunt pentru comună, nu există consilieri din statul său. Suntem consilieri pentru comună. Da, aveți dreptate, dar în majoritatea suntem pe un sat. Dumneavoastră, de exemplu, sunteți, de ce vă ales delegat să fiți? Ca să fiți reprezentant al cetățenilor din satul Galeb, să ținem legătura permanent cu cetățenii satului Galeb și Consiliul Local, dumneavoastră sunteți în același timp și dumneavoastră, prin munca dumneavoastră voluntară, să participați alături cu cetățenii din satul Galeb la curățare șanțuri, la curățare izboare, podieții și tot ce este acolo. Și plus să ai nevoie. Dar avem nevoie și de sprijin. V-am spus că domnul Vici de acum are programul și va trece concret, va face grafic și împreună cu ceilalți funcționari care îi răspund de salubritate. Date, va trece la acțiune. Mulțumit? Nu prea. Da. Ei, altă dată. Am și o propunere, domnul președinte. Îl lăsăm pe domnul Boboc, o ridicam mâna. Da. Și pe urmă, dumneavoastră. Da, da, da. Domnul consilier, eu n-aș vrea să fiu gică contra. Nu știu dacă domnul viceprimar o să poată să facă minuni. Da, că oamenii, e adevărat, oamenii din comunul ăla sunt foarte răi, nu răi, foarte răi. Și mă tem că o să fie amenințat cu bătaia dacă nu o fi fost. Și aș vrea să vinim să-l ajutăm sau să ajutăm să fie viabil problema asta a oamenilor care trebuie să facă munca și păstrarea curățenii. Propun la proiectul ăsta un amendament. Să se pună camere de luat vedere la drumul de, care duce spre locurile astea unde se depozitează gunoaiele. Și oamenii aia care duc gunoaiele acolo să fie văzuți pe cameră că a trecut cu căruța sau cu mașina cu ce duce, să pună pe pancarde și apoi să fie văzut. Dom'le, te-am văzut azi dimineață că ai dus o căruță de gunoi. Unde ai dus? Hai să vedem. Nu-i la bucata mea, zice. Hai să vedem dacă e pusă de azi dimineață doar acum o oră. Și dacă se aplică legea, să-i se dea domnului viceprimar dispoziție la doamna primar ca să se ocupe de problema asta cu dispoziție și dacă va fi sancționat un om sau doi, voi îl vor lua aminte și nu vă mai pune gunoaie la evia. Doar că suntem un stat de gunoaie. Și la noi, mă refer la noi, că n-am fost eu pe la orice ca să vorbesc prostii. Probabil și aici, și la Galer, și nu știu. Dar dacă facem să fie viabil problema, asta e bine. Acum, mai zic un lucru, domnule, am văzut că în Consiliul Local toți consilierii te vorbesc pe domnul Dămoc. Eu nu știu dacă toate intențiile lui domnul Dămoc să-l laud că sunt așa de buni, dar nu e bine așa, domnule, suntem care mai pe care, suntem mai mulți. Așa, lăsați să spune cuvântul, domnule, și da, acolo la vot, pedepsim, cine vrem, votăm pe parte și celălalt pe altă parte. Nu e bine că se tămărească acolo, că le vede oameni și ne rușine de oameni comun. Că de un băiat de ăsta tânăr care se pare, a vedea că are inițiativă, vrea să facă lucruri. Așa că toți de aici o să contribuim când domnul viceprimar ne va cere ajutor, o să contribuim. Nu așa că face cu orile alea, desemnează unul de la Suodor, unul de la Galeri, care se ocupă de oamenii ăștia cu orile și e de la unul o cafea, de la unul un pachet de țigări. Ha, gata, te-am trecut, ai făcut orile. Nu e așa, nu știm ce înseamnă orii de muncă care am muncit. Așa. Și treaba să vede din teren. Dar dacă o să reușim să facem curățenie în comună și o să plantăm camere de luat vedere și o să punem legea în aplicație, nu o să se mai pună gunoaiele, că altfel ne omorăm unui pe altul. Nu vine numai COVID-ul, vine și epatita cronică, vine și ceroza, vine și alte boli care vin de la gunoaie. Cam atât. Deci, domnul Bobor, într-adevăr că curățenii trebuie făcute, exact ce am precizat și mai înainte, pe lângă oamenii de ajutor social, trebuie să contribuim și noi, ceilalți cetățeni. Că nu există nicio comună frumoasă până nu participă toată lumea. Ca să, iar să mă repet, nu putem să ne bazăm numai pe cei de la ajutor social. Că nu vă spuneați că intervin, domnul președinte.
să arde cauciucuri în stația de autobuz sub camere de la vedere. Adică ce măsuri s-au luat? Da, aveți dreptate. Probabil nu s-a uitat nimeni atunci, nu s-a sesizat nimeni. Nu vreau să se uite nimeni. Da, deci eu zic că mai precis și mai asta, noi trebuie să ne hotărâm să luăm măsuri cu toți acei care nu duc la îndeplinire programul ăsta de gospodării și societate. Bun, nu sunt de acord cu aia că și-a spus dumneavoastră ca un amendament la proiectul de hotărâre pentru camere de la vedere. Vă luăm ca o propunere. Vă luăm ca o propunere, se notează în procesul verbal și la întocmirea bugetului trebuie să găsim întâi posibilitatea acasă. Și dacă se poate finanța și avem surse de finanțare, deci vă ținem cont că... Domnule, proiect de investiție. Este o investiție, va trebui aprobată prin de Consiliul Local. Nu putem. Dacă e o valoare, ceea ce discutam înainte de ședință, camerele de luat vedere sunt o investiție, se fac autorizate de către inspectoratul... Dar se mai pot muta astea, domnule, zăput la locul neag de verde. Asta e altceva, o propunere de ajutor dumneavoastră, să se mute, dar nici aia, dar deci domnul secretar... Este un proiect avizat, ar trebui modificat proiectul. Să lăsați o baltă așa, cum nu mai... Deci trebuie să venim cu o suplimentare de proiect de asta de investiții, cu două, că nu o să fie numai la sobătorul de spune. Poate mai este necesar, dar în funcție de sursele din bugetul local, vom ține cont de această propunere a dumneavoastră. Mulțumesc! Tot această propunere aveam și eu pentru gunoaie, că întotdeauna să avem același necaz. Vierea, nu? Nu, vierea eu sunt, eu. Să voi. Întotdeauna să avem același necaz cu gunoaiele, dacă nu, și propunerea lui domnul Boc era foarte bună. Să ținem minte pentru treaba asta. Nu se poate la acesta este un proiect de hotărâre, domnul. Nu mai lungiți discuțiile. Este un proiect pentru aprobarea lucrărilor pe care trebuie să le efectueze beneficiarul de domnie, e vorba de camere. Camere înseamnă investiție, nu se pot muta, cum se spune, într-o parte în alta, ca să nu mai spun că locurile unde se duc noi sunt mult mai multe decât camerele care sunt și actualmente pe raza comunei. La Sobodor sunt două camere, la școală s-o mutăm, nu s-o mutăm la școală. Nu are rost să nu face subiectul. Ca să o primim ca propunere, să avem în vedere propunerea. Să zic, mulțumim și luăm ca o propunere. Deci nu putem ca amendament. Ca amendament, da. Nu e proiect de investiții. Asta e proiect de lucrări pentru gospodării și împrumutătare. Poate mai ridicați și domnul Vienea. Nu, în lista domnul Călima Marcel, domnul vice. Cazuri sociale, să exemplificați. Cazuri sociale, persoane care nu sunt apte de muncă, bătrâni, persoane bolnave sau toate cazurile sociale? Adică, într-un fel, le spuneți să vă și facă curat singuri persoanele... Aici, la primul articol, spune, se aprobă lucrările de interes local, ce se vor executa de persoanele majore de muncă, beneficiari de ajutorul social pentru anul 2021, după cum urmează. Și astea sunt. Nu le citesc pe toate, atât. Cazuri sociale sunt persoane care nu sunt apte de muncă, nu? Nu, sunt beneficiari de ajutor social. Exact cum avem situație, chiar și în Orgeș, cu salubritatea. Sunt persoane care nu pot să iasă cu tomberonul la drum și atunci avem cei care sunt beneficiari de ajutor social, care merg în fiecare joi dimineață și iau gunoi acelor toate persoane care sunt cazuri sociale. În discuția cu amplasamentul camerelor de luat vedere, noi nu putem amenda decât pentru deșeuri care sunt reciclabile, pentru că atâta timp cât nu avem o platformă de gunoi, nu putem să-i spunem omului nu-ți duc gunoiul de la Graș, că nu are unde să-l ducă. Adică aici ar trebui intervenit cu un alt proiect de hotărâre pentru amplasamentul unei platforme pentru gunoiuri
de la animale. Da, este lege și spune în lege că se poate duce la, la terenul unde l-are. Deci dacă este proprietarul respectiv are și animale, duce gunoiul direct la, la terenul care îl deține. Ok. Sau poate să facă cu un vecin. Nu știu, nu are aici aproape, duce la un vecin și ia gunoiul de acolo. După ce să... Da, să nu fie, da, la sursele de apă și la, da, că nu au, da, nu au voie. Cum infiltrează, ținut infiltrație da. În... Da. Și, mai avem alte? Curățenia asta, aruncă în pistigard, am văzut foarte da. Multe gospodării care se aruncă în pistigard, adică nu ne uităm la gropile de gunoi, la locurile unde s-au dus gunoiul, dar mergem pe stradă așa, pistigard, vezi... justificând că doamna e mai permisivă decât domnul. Normal este, este lege și așa, i-ați vorbit cu ei și ai zis că aruncăm că nu, ne lasă nu, doamna. Nu, am vorbit, am auzit, dar vreau să vă spun. Adică mi se pare această afirmație chiar copilăroasă, ca să spună un lume, eu acum pot din... De pe 27 octombrie 2020 pot să arunc gunoiul peste gard, că înainte stătea domnul Cioramă și mă vedea, era în fața porții mele. Și acum doamna Temea nu stă în fața porții cu o poartă mai în față, nu cred că putea fi asemenea. Da, asta este. Nu, eu v-am spus ce am auzit, nu am auzit, ce am auzit că s-a fi spus, nu, doamna este deci mai permisivă. Deci am auzit că am auzit. Doamna este mai permisivă. Mai am zis să zic că mă duc și le arunc și eu gunoiul lor, îl dau eu peste poartă, ca să le arăt cum se face. Da. Bine, mulțumim frumos. Cu mână de fier, așa. Da, n-ai luat cuvântul? Nu, nu, nu. Și apoi e domnul Daniel Pisicarul. Domnul consilier, eu știți ce am scris la cum, nu mă scriam, dar ne face discuțiile. Acum ne vede oamenii pe cameră și avea să spună că eu nu sunt de acord cu gunoi, că eu îmi place gunoi. Nu îmi place gunoi, să știți cum acuzați cu consilier. Am o bucată la deal acolo, la deal de sat, vreo 40 de are plină cu gunoi. Că și nu-mi place nici mie, să știți că așa este, dar... Știți de ce am intervenit la domnul Claudiu Domnul? Poate și eu o să spun ca ceva, că eu n-am nimic cu dumneavoastră, dar dacă noi stăm, avem aici 6-7 proiecte, dacă stăm din nou să licităm, ea, o să dureze jumătate de zi. Acum nu trebuie să ne așteptați un pic, vă rog, lăsați, ne-am lăsat din domnul Costin. Suntem plătiți, vă zic. Dacă acum ați vrut, vedem acum de domnul care m-am cu un pic, poate e nu inteligent. Noi nu trebuie să aruncăm acum cu el să-i proșcăm tot mereu. Gata, domnul. Haideți, stați să lăsăm acum să desfășurăm programul ca lumea, că dacă o să citim toate amendamentele astea, toate proiectele, o să durem, stăm aici până de sară. Bine, am luat. Avem ceva noi unul cu altul râcă și ne râcăim. N-am până nimic. Asta aveți posibilitatea la întrebări și de pe rău. Sunt o să vreau întreba replică. Ce-i cu Maria, dai lua cuvântul. Nu, domnul Claudiu, domnul Claudiu. Domnul Munteanu. Domnul președinte, așa vreau să discut ceva cu gunoiile. Noi toți consilierii, tot o dăm pe unul pe altul, să-l ajutăm pe domnul Vici, ca să iasă când vom fi pe fiecare sat, o lume tapizată așa, și să facem, că sângul nu poate face față la toate satele este, că sângul nu ai mutii. Și când o fi, să o luăm așa, repetizat, ca să, până în pași, să facem alea de curățări prin fiecare platformă, poate ne ajută ceva și cu utilajele astea. Mai mult, oricum o să treacă, că adică astea sunt lucrări și nu poți să mai tenți. Atâtea ne scrie cuvinte să spune că sunt gunoaie. Știm, ne întinde și luăm cuvântul toți pe zi ca să spune că sunt gunoaie. Se știe, asta este un lucru. Când un proiect de hotărâne da, mai ușor, exact. Vă împingeți toți. Asta e foarte bine. Dar în gândul dumneavoastră și în ideea să aveți ideea de a participa, așa face. Că dacă am spus 1, 2, 3, 4 că trebuie să facem, într-adevăr trebuie să facem. Ceilalți vă hotărâți să dați concurs domnului Vici să realizeze tot ceea ce... No, faptul că sunt filmate da. Ședințele și mai pui pe Facebook câte unul, câte cea, pe o pagină, pe un grup, trebuie neapărat să vorbească ceva și să spună și spună același lucru care spun și alții sau care se vede clar și din proiect, doar ca să spună eu am ridicat problema în grupul respectiv și să vină cinci, păi bine, cei care îți spun foarte bine, sunt cei care spun foarte bine și dacă nu spui ei și le spui lor, că sunt oamenii care au încredere în tine, care te apreciază. De asta noi lungim și cerem că, de exemplu, domnul Bourin,
fără plan, ați venit mereu cu idei bune, nimic, nimic de, de comentat. Dar ca să mai vreți să ați, încă o dată voi să spuneți același lucru, doar ca să puneți pe grup după, că ați vorbit, știm care e situația. Cu noi ele sunt și că le prezintă domnul Săvoie și că le prezentați dumneavoastră sau domnul Boboc, tot sunt și oamenii o să ducă gunoaie în continuare. Că noi am făcut curat și ce poze unde a fost, a rămas exact cum e această masă. Bă. Și la o săptămână au dus din nou. Ne-am dus din scurs și am ținut. Deci trebuie să înțelegeți că faptul că noi lungim subiectul doar să spunem că sunt gunoaie, zicem, domnule, am vorbit în ședință, nu cred că ajută la acest proiect. Asta am înțeles. Domnul Vice. Știm că e gunoaie, dar nu rezolvăm nimic. Din decembrie nu s-a mișcat nimic. Domnul Marian, o plancardă, deci ați ridicat problema, rămâi la sfârșitul ședinței, îi discut cu domnul viceprimar, își notează doleanțele acolo, te angajezi cu dumnealui, stabilești în ce zi vă duceți, în satul Galerii, împreună și dată jos, da? De contra, aș vrea să propun pentru toți domnul consilieri. Eu sper că s-au finalizat discuțiile la prilungim. Așa e, consilierii aducăm cu domnul Vici și aducăm care în satul lui, care Ați luat discuția în ședință, după ședință luați discuția cu domnul Vici primar, domnul lui îți notează, stabiliți concret în ziua când vă duci, vă cereți sprijinul dumneavoastră și vor fi rezolvate treburile. Doar două cuvinte, domnul. Și domnul Daniel, să nu uitați. Permiteți? Da, hai că o să fie foarte scurt, doar câteva cuvinte, pentru că și așa ne-a lungit foarte mult. Mai păstrați și pentru proiectele cealaltă. Și vorba lungă e sărășea omului. Trebuie să trecem și la fapte. Referitor la proiectul 2, inițiatorul de domnul viceprimar Căliman, țin să anunț, să informez. Eu am discutat cu domnul viceprimar, l-am informat despre gunoaiele astea și domnul a zis că e dispus și o să face să iese lucrurile foarte bine. Ce aș dori eu la domnul vice să vină? Să vină să discute puțin cu oamenii, să discute și să iese și la treabă, să iese, să punem și în aplicare. Asta e cel mai bine, că dacă eu mă duc ca consilier și le anunț și discut, zice că vorbesc eu că n-am ce face, dar totuși e mai bine ca domnul vice să vină să discute, că ar mai fi o problemă la școală, școala noastră. Aș dori doar, nu știu, dacă s-ar putea, să pună un birou mic, să pună, pentru că toți copiii care vin la școală și merg la magazine, toate gunoaiele care le iau, le dau în curtea școlii, le dau o șansă. Și dezastru, șanțul la școli și în școală, sunt numai gunoaie, sunt numai mizerii. Ar fi bine, un tom birou micuț. A spus că l-a pus pe ala mare, în special pentru școală. Păi da, dar copiii nu sunt și acolo, unul chiar pe gard acolo lipit. Știți de ce? Pentru că ăla lipit de care spuneți de plastic, de asta am și adus de tablă, că ați văzut că s-a dat foc de atâtea ori la acel tomberon care stă lângă școală. Ați văzut, nu? L-au spart, s-a dat foc. Și am dus unul de tablă mare. Da, puteți să-l băgăm în interior, în curtea școlii, că ăla este special pentru școală. Da, au zis da, de la școală să nu-l băgăm în interiorul școlii. Nu-l poate lua așa din curtea școlii, pentru că ar trebui eu să intre la acel birou de școli, cum lipit de gard, ca o copilul cu bine. La ăla din plastic vă spun eu că îi dă foc. La ăla îi dă foc. Mulțumim pentru propunere, vedem ce se poate rezolva. Domnul Vici are așa această propunere și domnul Daniel Pisecaru. Daniel Pisecaru, ca să fii prima ședință, primul cuvânt. Mai cu emoții, dar o să fiu scurt. Nu cred. Domnul consilier, m-a dus în discuții gunoaiele de pe izlazurile comunale. După cum știm, izlazurile comunale sunt concesionate. Aș găsi responsabil pentru gunoaiele alea persoanele care au concesionat islazul, pentru că, până la urma urmei, sunt într-un fel coproprietari al islazului, nu? Beneficiază. În momentul, eu personal, dacă cineva mi-ar aduce niște bani și mi-ar pune în fața porții, normal că mi-ar convine. Găsesc de cuvință ca toate gunoaiele care sunt pe islazul comunal să răspundă cine concesionează acea parte de teren. Atât am avut de spus. Mulțumesc. O să avem în vedere. Ne mai fi în discuții, supun, păstrați vă... Amendamentul chiar dacă nu e... Amendamentul domnului Boboc. Dar eu propunem, nu e amendament. Domnul Boboc e amendament, ceea ce a spus. Un amendament, să fie viabil, domnule. Să fie viabil, altfel vorbim degeaba. Nu, acum atent, că acum nu se poate pentru că nu avem subvenția, o să-l avem în vedere la buget, dar trebuie să-l supunem la vot pentru că e al dumneavoastră. L-ați propus, dacă vi-l mențineți, să-l supunem la vot, dacă nu... Bine, dacă îl menținem, deci supun spre aprobare amendamentul domnului Boboc de a se mai instala camere de luat de la punctul
trecerii spre gunoi acolo. La... Trecerii spre gunoi. Cred că domnul consilier a înțeles faptul că acest amendament nu vizează acest proiect de hotărâre. Adică proiectul de hotărâre este foarte clar. Sunt activitățile care urmează a fi desfășurate de către beneficiarii de 416. Ideea domnului Boboc este bună. Trebuie găsite pârghii prin care cei vinovați să fie, în primul rând, identificați și după aceea sancționați. Dar, ca și obiect al proiectului, amendamentul nu numai că dacă ar fi aprobat, n-ar avea finanțare și n-ar putea fi, dar nu are legătură cu obiectul proiectului de hotărâre. De asta. Ulterior, dacă se va găsi sursă de finanțare, se va veni în fața dumneavoastră cu un alt proiect, veți aproba acel proiect, se vor face documentația necesară, pentru că nu e vorba, presupun, numai de o cameră. Că eu, dacă astăzi punem camera aici, mâine va fi cu noi în partea cealaltă. Deci trebuie găsită, cred eu, o soluție de mijloc, supraveghere, video, la care să se adauge și alte modalități, supraveghere, inclusiv a celor domnul care, secretar, al proprietarilor. Mă scuzați că vă întreb. Spuneți. Nu numai că mai trebuie spus camere, dar astea trebuie mișcate la locuri bune, domnule, că din astea nu s-a luat nimic din ele, nici 5% din ce s-au luat. Dar realizați că ele sunt prinse pentru un cablu și niște sisteme ca să poată fi, trebuie un stâlp mișcatul, ar fi ideal dacă nu am putea... Nu spune să le miște, duci în altă parte. Păi asta spun, montajul presupune un stâlp, cetățenii, tocmai de asta nu se întâmplă cam nimic unde sunt camerele, pentru că știe omul că sunt camerele și în zona aia nu se facă o ispravă. Dar nu înseamnă că dacă nu luăm camera de la școală, de exemplu la Sohodor, mâine și o ducem pe Tasin ca să vadă gunoiul, nu o să fie în fața școlii, poate rup gardurile, poate fac altceva. Deci se poate și treaba asta. Trebuie să ține cont că tocmai existența acelor camere face ca în zonele respective să nu fie alte incidente mai grave. Da. Dacă omul vorbește de amendament, putem să considerăm că trebuie să spui Supun la vot acest amendament ca să mai... Tocmai ne-a explicat domnul secretar o problemă și tot cu amendamentul. Păi da, este amendamentul. Da, dar este un amendament, domnul consilier, și trebuie să... Vă abțineți, pentru că nu se domnule, poate... Domnule, dar nu aparte din proiect. Nu înțeles. Eu supun la vot. Asta este procedura. Trebuie să respectăm procedura și... Și regulamentul care l-ați votat în ședința anterioară. Cum sunt toate amendamentele la anumite proiecte care nu au niciodată... Orice amendament propus trebuie să fie supus la vot. Dumneavoastră puteți aproba sau respinge. Ați văzut, domnul consilier, la bugetul de stat au fost mii de amendamente, sute mii și n-a trecut niciunul. Dar dacă amendamentul este aprobat și este de legal, merge mai încolo și există alte pârghii de... Că e legal. Eu intervenit în cât să luăm ca propunere, dar dacă vreți ca amendament, eu supun aprobarea acest amendament. Cine este pentru? Un vot pentru, dacă l-am propus, trebuie să Două. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Da. Toți bun, mai bun. Bun. 6, 7, 8. Cine s-a abținut? 1, 2, 3, 4 am văzut, da? Da, le dă. 4 abțineri. Cât îi împărtim? 9, cum am spus. Bun, deci cu 9 voturi amendamentul a fost respins, domnul Boboc, și o luăm ca propunere. Să bună propunere, da. Facă propunere de proiect. Da, bine. Bun, trecem la... Hai să mergem mai departe. Mai rezervați-vă de a lua cuvântul și la celelalte puncte de ordine. Sunt exact cum a spus că spre da, gata s-a luat. Punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei, cuantumul maxim și situațiile deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență la bugetul local. Ați primit? Domnul n-a supus la vot proiectul. Da, proiectul nu a fost. Fără amendament. M-am prostit cu amendamentul. Deci amendamentul a fost respins. Simona, chiar mulțumesc că ești tânăr la sală.
domnului Dămoc, dar nu mai vreau să mai spună. Să-ți mai transmiteți. Iată, închis gura de domnul. Se mai vrea o contestație după. Mai nu, dacă vroia, nu spunea. Chiar mulțumesc, dar uite că dacă mi-am tulburat, așa început. Haideți să vă punem la vot. Deci amendamentul a fost respins, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind lucrările de interes local, așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Aici trebuie să fiți toți. Da. Împotriva? Împotrivă? Domnul Bucur. Și abține? Și abține? Nimeni. Deci avem 13 cu 1, da? Și așteptăm rezultatele. Mulțumesc, da. Asta este. Mai mult. V-am citit ordinea la punctul 3. Numai, trecem la discuții. Numai două secunde ca să le prezint, domnule consilier, că proiectul l-au primit. De ce am ajutat aceasta? După cum știți, majoritatea, există o hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență. Nu este destul de clar conform a ceea ce au zis și Curtea de Conturi. Acolo nu sunt prevăzute pe cazuri și pe gravitatea bolilor. Nu este prevăzută în acea hotărâre. Și nu avem nici procedură de acordare. Deci aici a fost și ca în urma discuției cu Tarevo și tot am venit cu acest proiect de hotărâre, pentru că dacă până acum nu s-au acordat în acest an ajutoare de urgență de când a venit Curtea de Conturi, că nu au fost nici bani, urmează ca după ce sunt cereri depuse, după ce se aprobă bugetul, să vedem acele cereri cu anchetă și tot ce trebuie și de aceea am considerat că este neapărat necesar să venim cu acest proiect de hotărâre, să fie totul clar, să existe și procedură de acordare. Aici cred că suntem de acord cu majoritate. Alte și spun că ne-am folosit criterii. Și noi de la alte primării, că știți, se mai spune la primării, deși noi am luat modelul care s-a considerat că e bun de la alte primării. Că sunt ajutoare în caz de boală, că ajutoare în caz de familie, din mormântare. Am și eu dispus ceva la proiectul ăsta. Mă scris primul la cuvânt că am ceva dispus la proiect. Dacă aveți, normal. Aveți cuvântul. Domnul consilier, dacă bugetul nici n-a venit, nu știm câți bani sunt acordați la bugetul ăsta, la proiectul ăsta pentru ajutoare de urgență. Cum să aprobăm criteriile după care se dă domnul? Dacă nici nu a venit bugetul, măcar. Nu știm dacă avem bani aprobați în buget pentru asta. Zic să lăsăm pentru noi după buget. Noi nu prezentăm sumele care vor fi ca ajutor social. E procedura de acordare. Este o procedură care rămâne valabilă de aici încolo, poate și pentru la anul și pentru anul. Dacă nu avem bani, n-ar trebui după ce avem buget. Trebuie să vă spun că există hotărâre de acordare. Deci, indiferent că trecem această hotărâre sau nu, există acea hotărâre veche, care este, se pune în aplicare. Noi venim cu acest proiect de hotărâre, pentru că hotărârea veche nu este trecută nicio procedură de acordare. O aducem în... o facem să fie legală. Nu, 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 greu de cap. Eu n-am înțeles că... Păi v-am explic. N-avem bani. Deocamdată n-avem bugetul aprobat. Nu, dar nu e vorba. E vorba cum se acordă. S-a aprobat criteriile, nu ne trebuie bani. V-am zis că hotărâre există. Bună ziua. Să aprobăm criteriile, nu ne trebuie bani. Dacă nu vin bani... Dacă nu vin, nu se acordă. Nu se dau. Nu se dau. Să știți că sumele... Nu sunt... Sumele sunt cele în baza cererilor. Sumele pentru aceste ajutoare nu sunt, le avem niciodată complete, pentru că suma este cea care este justificată de către persoana care cere ajutorul. Noi avem doar un barem maximal. Nu înseamnă că pentru fiecare se acordă baremul maximal. Se acordă sumele care pot să acopere nevoile. Acum am înțeles, dacă o să avem rezervă, acum... Dumneavoastră să fiți siguri că în buget vom avea sumii, că, indiferent cât, că vom pune 1000, că vom pune 2, că vom pune 500, dar vom pune o sumă, că tot dumneavoastră o să veniți cu propune, având criteriile stabilite, când se ivește o persoană, îi facem ancheta socială și îi dăm ajutorul. Dar de ce întâi să punem suma și pe urmă să nu avem criteriile, să aprobăm cu îi dăm? Deci v-ați clarificat. Păi ca să înțelegeți, domnule, vreau să înțelegeți, nu știu că vă bag cu unul în gură. Că o să ziceți mereu că eu vă bag cu unul în gură. Hai să clarificăm, să ne punem. Trebuie să vorbesc și eu, ca să-mi fac treaba. Doamna Lumuț. Dumneavoastră, parcă a spus că oricum avem proiectul de hotărâre. Proiectul actual îl va anula pe ăla dinainte. Da.
Păi nu-i... nu-i scris articol? Articolul 4. Începând cu data adoptării prezentului hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice altă prevedere contrară. Okay. Deci, este. Atât. Mulțumesc, Simona, dar atinge exact punctele unde ca să nu greșim sensibil. Chiar îți mulțumesc. Domnul Domnul. Da, dar scris, domnul. Dar nu am, v-am pus ustroi. Da, să vă spun sincer și nu am. Da, acum așa. Bine, hai. Domnul Damoc. Da, în cadrul Comisiei de Specialitate am propus un amendament pe care eu o să-i dau citire și în cadrul ședinței de Consiliu pentru a fi supus la vot. Și anume, se introduce un articol care prevede că lunar, în cadrul ședinților comisiilor de specialitate ale Comisiei de Buget, având în vedere că vor fi cheltuiți bani de la bugetul local, compartimentul de asistență socială va pune la dispoziția consiliilor locali dispozițiile pe care au fost aprobate în stare de urgență în luna precedentă. Asta cred că este un amendament de bun simț pentru transparență, pentru a fi și noi informați de modul cum au fost acordate aceste dispoziții. Și reamintesc, domnul secretar, că există obligativitate conform codului administrativ ca dispozițiile primarului să fie publicate pe site, iar pe 2021 nu avem publicată nicio dispoziție. Da, domnul, aveți dreptate, domnul consilier. Am mai avut discuția asta. Vor fi publicate, sunt în lucru, știți că am mai discutat, durează să facem copii, durează să barăm toate cele date cu caracter personal. A fost și o perioadă mai încărcată, vor fi cu siguranță toate, vor fi. Mulțumesc. Nu, singură problemă și eu. Nu că sunt, iar o să interpretez, dar atât timp cât dispoziția este obligatorie să fie pusă pe site, nu văd ce rost are acest amendament. Nu, pentru că am avut o discuție cu domnul Consiliu. Dar, domnul Consiliu, da, scuzați, n-am zis nimic, m-a zis că vă fac, nu știu ce, am tăcut, singură, ați muștruluit pe toți. Lăsați-mă să spun ce am zis. Deci, atâta timp cât orice dispoziție este obligatorie să fie adusă la cunoștință publică, nu văd ce rost are amendamentul. Și numai pentru Comisia Buget Finanță. Și comisia asta este deasupra celorlalte comisii? Asta este părerea mea. Dacă îmi permiteți atunci, și noi, la fel, dacă menționăm discuția pe care am avut-o, discutam de faptul că ar fi obligativitate de publicat dispoziții de caracter normativ. Da. Cam așa să iese din textul de lege și după... Dacă dumneavoastră îmi spuneți că vor fi publicate absolut toate, inclusiv cele cu caracter individual, atunci este logic că nu mai are, nu-și mai are loc. Așadar, amendament. Așadar, dumneavoastră îmi spuneți că sunt publicate, că detrag amendament. Ultimele nu sunt publicate, așa este. Nu am... Nu, că aveau curiozitate că ați făcut o sesizare, că dumneavoastră spun mai multe și la prefectură, sunt mai multe, dar una unde cereți un raport al meu care apare într-o dispoziție care nu a fost publicată. Acea dispoziție a fost a fost afișată la vizier, pentru că la momentul la care adică atâtea, dumneavoastră cereți aici documente pe care oricum le cereți prin prefectură, prin adrese și le cereți continuu. Bine, domnul secretar. Domnul, sunteți un consilier care pur și simplu hărduiți o primărie întreagă să dați documente și documente cum ați făcut pentru acel proiect de cu drumul. Ați spus și în ședința de atâtea ori, ați făcut și la prefectură, ați cerut și așa de... Da. N-ați făcut? Este părerea dumneavoastră. N-ați făcut? Păi nu știu dumneavoastră, dacă sunteți foarte bine informat, dacă sunteți informată că am făcut, bun, eu am făcut. Dacă zic eu, înseamnă că ați făcut, bine. Înseamnă că îmi fac treaba și că vreau drumuri bune pentru cetățeni, că vreau curățenie, că vreau apă potabilă. Haideți. Domnilor consilieri, hai să stabilim domnul Dămoc, dacă mai băgăm amendament sau dacă domnul secretar spune că e public, renunțăm la amendament. Ca să spunem, că și așa tot nu trebuie. Exact. Spății vor fi publicate cu bararea tot ce înseamnă dată cu caracter personal. Mulțumesc pentru răspuns. De asta așa atât de greu să publică, că este foarte mult de muncă pe fiecare pagină. Domnul secretar, dar la cheltuieri din luna respectivă, cum este site-ul ăla, nu apar și astea cheltuieri, ajutoare de urgență, ajutoare de nu știu ce. Apar pe partea cealaltă, pe... Apar și la contabilitate. Da. Bine, mulțumesc. Deci amendamentul nu îl mai supuneți prin vot.
sunteți mulțumit, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local. Cine este pentru? Hai toată lumea aici, că e vorba de ajutoare speciale. Cineva împotrivă? Mulțumesc, păciunea! Să avem soi un proiect de hotărâre cu majoritate. Aici puteți trăși de mână în sus. Bine! Bine, asta e secretar. Da. Votul, haideți să înregistrăm votul, nu? Da, deci toate 14 voturi și cu 3 delegați. 15, acum sunt 15. Dar n-am văzut votul. Mai cine este pentru? Tot, mare de votul. Hai, mai ne spus, Maria. Avem împotriva, abține? Nu. Și avem 15 pentru, da? Avem și noi un proiect cu totul. Așa. Deci ăsta cu bursele a fost scos. Și acum e proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Hojești de Bacău. Dacă îmi permiteți. Aici îi dăm cuvântul domnului secretar ca să-i explice domnului Dămoc de ce el n-a mai băgat în votul. Am să vorbesc pentru ambele proiecte de hotărâre, pentru că sunt în aceeași situație. Domnul Dămoc știa, când a fost întrebarea, știa și răspunsul, dar acum am să-l dau eu și tuturor consilierilor. Dumnealui a sesizat faptul că aceste două proiecte care au fost aprobate în ședința extraordinară din 18 februarie, dacă nu mă înșel, au fost aprobate fără ca la momentul aprobărilor să existe avizele comisiilor de specialitate. Lucru care, de care am luat act. Respectivele proiecte de hotărâre au fost, prin noul proiect de hotărâre, după cum vedeți, se abrogă fostele vechi proiect de hotărâre. Avem acum avize. Asta am înțeles că a fost impedimentul, din punctul meu de vedere, principal. S-a mai spus atunci domnul consilier faptul că nu a fost prezentat, nu a fost precizat comisiilor cărora le-a fost comunicate proiectele de hotărâre. Acum au fost comunicate, deși acum știm foarte bine că comunicând tuturor consilierilor, deci implicit și președinților de comisii, acele proiecte sunt comunicate și comisiilor, tuturor celor trei comisii. Este normal, cred eu, că 100% din proiectele de hotărâre au legătură cu Comisia Juridică și cu Comisia Buget-Finanțe. Să spunem că în ceea ce privește Comisia de Învățământ sunt anumite proiecte care, la prima vedere, nu ar face obiectul acelei Comisii de Învățământ, dar eu cred că, după cum spunea și domnul consilier Costică Mitică, nu sunt comisii mai presus de alte comisii și cred că cam orice proiect, dacă poate fi interpretat, că are legătură sau nu cu învățământul. Chiar și să avem un proiect cu un drum comunal asfaltat, putem să găsim o legătură cu învățământul într-un comun. De aceea eu am ales, tocmai pentru a nu mai exista ulterioare, să spunem noi, reclamații, nu e ăsta termenul, îl găsesc dumneavoastră, neînțelege. Ca toate proiectele de hotărâre să le comunic comisiilor, tuturor celor trei comisii, că numai trei avem, nu suntem un consiliu local cu foarte multe comisii și foarte specializate. Comisiile acoperă o sferă destul de mare, fiecare comisie. Urmând ca dacă o comisie, prin toți membrii săi, consideră că nu este abilitată să dea un aviz, să nu o facă. La această dată, prin invitații, a fost prezentat, a fost precizat faptul că a fost comunicat comisiilor, avem avizele pe aceste proiecte ale comisiilor, ăsta a fost motivul pentru care aceste două proiecte de hotărâre au abrogat hotărârile anterioare și au fost puse pe ordinea de zi pentru a respecta prevederile OGC-ului. În aceeași formă, doar o formă a fost preluată cu amendamentul domnului Dămoc în ceea ce privește SVSU, am păstrat acel amendament. Bun. Deci, domnul Șaice sau domnul secretar, vă rog să precizați pe invitația care o trimiteți cu materialele pentru președinte sau pentru secretarul comisiei, că acum ai spus care sunt, o notă sus. Invitație, rog avizul comisiei. Dumneavoastră v-ați făcut datoria. Dacă comisia nu se întrunește, nu dă avizul, dumneavoastră puteți absolvit. Puteți să puneți în discuție proiectul de hotărâre. Că
Legea 24 privind tehnica legislativă asta prevede. Dacă nu s-a solicitat avizul, are probleme proiectul de hotărâre adoptat. Dar dacă s-a solicitat și nu s-a dat, este cu totul altceva. De comunicare. Da. Deci, comunicare este în vederea solicitării avizului. Eu vă înțeleg, dar de exemplu, noi Comisia X spunem, dar asta nu e pentru noi. Presupunem. Altul zice tot la fel, altul zice tot la fel și ăla poate să fie fără alte comisii, zice tot la fel, așa. Și ăla poate să fie fără aviz. Și iar se ridică probleme, pentru că asta a fost discuția, bine că s-a interpretat și faptul că vechea legea 215 nu, nu prevedea în mod expres avizele pentru comisii la ședințele. Acum le avem, le avem și în format scris. Și nu va mai fi nicio problemă. Ați solicitat avizul și din punctul ăsta de vedere, pentru conținutul actului administrativ adoptat, nu se schimbă cu nimic. În cazul în care nu a fost avizul, el rămâne tot același, cred eu, dacă da, a fost un, până la urmă, este, a fost un vicii de procedură. Trebuie să acceptăm și trebuie să recunoaștem. Asumăm. Nu s-au primit avizile. Eu zic că nu e nimic greșit ca la proiectul de hotărâri să dăm toate comisiile avizul. Dacă... Foarte bine, nu am făcut contestația pentru că aș fi avut ceva împotriva neapărat a proiectelor, da? Deci proiectele sunt utile pentru comunitate. Dar și pur și simplu a fost un viciu de procedură. De undeva trebuie să începem să intrăm în normalitate, zic eu, și o să îl contrazic pe domnul secretar, încă domnul Fratic, domnul Mitică, domnul fost secretar, specific clar, proiectul de hotărâre nu poate fi supus votului fără existența avizului. Deci chiar dacă dumneavoastră l-ați cerut și noi nu l-am dat, el nu poate fi supus. Este obligația, chiar dacă este consultativ, da, așa, de pe așa. Este obligatoriu să existe la începutul ședinței, să-l aveți în față. Nu, dacă nicio comisie nu vrea să dea, să se întrunească, nu înseamnă că proiectul nu mai poate fi discutat. Nu există, nu există să nu vrea nicio comisie să dea. Vorba de raport, faceți confuzie între raportul compartimentului. Dumneavoastră faceți o confuzie, să știți. Deci, este obligatoriu ca pentru orice proiect de hotărâre, cel puțin o comisie să-și dea aviz de legalitate. Păi, îl trimite și dacă... Adică poate să dea și aviz negativ. Dar trebuie să-și exprime... Nu se gândesc că nu e obligatoriu la toate trei, asta. Nu, păi asta a spus. Poate o comisie poate să spună nu avizăm. Păi, și proiectul merge, că la asta o comisie... Nu e neapărat favorabil. Acolo avem pe avizii trei cuvata. Favorabil, nefavorabil, respins. Și... Dacă toate sunt nefavorabile, fiți sigur că și în ședința din plen veți vota nefavorabil și atunci va fi respins. Nu neapărat. Asta e, dar e normal să avem avizul. E normal să avem avizul comisiei. Bine, mai aveți alte discuții? Nu. Intrăm pe SVSU, deci asta... Am clarificat, domnul, deci suntem la SVSU, am clarificat, deci supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la Comuna Hurge. Am crezut că discutăm acum de proiect. Județul Bacău. Pentru că am venit cu o propunere în cadrul comisiei și bine, aș fi vrut, la fel mă repet, noi ar trebui să discutăm astăzi cu șeful SVSU, cu domnul Tenea Cristinel în persoană, pentru că el este persoana autoritară care conduce acest serviciu, care are autoritatea, care intervine în teren. Și am făcut o propunere. Săptămâna trecută a fost un incendiu la Văleni. Un incendiu destul de puternic, care a afectat o clădire destul de mare. Și chiar mă uitam pe filmare și cetățenii de acolo spuneau, domnule, sunt pompieri la Horgești, nu ne pot ajuta. Și conform criteriilor de performanță de funcționare ale Serviciului Voluntar de Situații Urgentă, se poate încheia contracte ori convenții de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte OAT-uri care au servicii servicii de SVSU. Și am propus ca noi cu ATF Aricea să încheiem un astfel de contract de reciprocitate, pentru că, iată, și noi îi puteam ajuta la nevoie și ei să ne poată ajuta la nevoie. Dacă tot s-a investit în aceste mașini de intervenții, dacă tot avem acest personal calificat, de ce să nu, pentru că până au ajuns de la Bacău, acea casă chiar a fost foarte greu afectată. Haideți să vă spun de la Paricea are, nu am fost chemat, ungurenea a fost, cum de altfel la noi când a luat foc la bazga de, nu e bazga de jos de sus, ca să dau bazga de jos la Bălan, mașina de la Paricea, chiar dacă n-a fost nevoie atunci, dar a venit. Deci și noi dacă ne chemau. Faptul că am văzut filmuleț și eu l-am văzut, dar l-am văzut pe Facebook atunci, am intrat la o oră după ce a fost incendiu. Noi suntem chemați, sunt sunată eu, pe telefon este sunat șeful SVSU, este sunat viceprimarul.
și dacă eram chemați, mergeam. Deci nicio problemă. Dar n-am fost chemați. S-a acuzat poate că n-a fost nevoie, că oamenii au spus că are și orice știu. Da, au zis oamenii, că am auzit și eu filmulețul, dar noi nu suntem chemați de omul care spune pe drum, suntem chemați de ceilalți. Și v-am spus, când a fost la Bazga, mașina de la Parigi, au anunțat-o de la, de la ISU și a venit către noi. E foarte bine. Aceeași lucru facem și noi dacă ne cheamă. Ca să fie totul acoperit și în regulă, cred că e ok să încheiem și un contract și o colaborare, bănuiesc că ea nu există la momentul ăsta oficial. O să facem, dacă se vede, un alt proiect pentru aceea să discutăm cu ei, că nu se poate că am dat aici. Noi aveam un, de câte știu, exista cu Parincea un... Există pentru noi. Există. Ei, și atunci, pentru acea bază, de asta am și venit când i-au chemat, atunci și noi am fi mers, dar nu ne-au chemat. A fost un grei, în schimb. Bazat pe o situație de urgență, nu cred că nimeni va putea să spună, domne, nu ați greșit că ați intervenit fără acea convenție, pentru că este o situație de urgență. Pe însuși titulatura situației, cred că oricine poate interveni la un moment. Corect. Dar să fie solicitat. Corect. Iar cum privește refuzul șefului SMSU de a fi prezent, zice, sper că la un moment dat să existe o colaborare. Pentru că această fugă de responsabilitate și de a veni în fața Consiliului Local, eu nu o consider normal. Deci nu e frumos. Mulțumesc pentru... Proiectul a fost votat data trecută, acum e același proiect, doar cu acea modificare de avize. Hai. Bine. Domnul Zamoc, luăm ca propunere și urmează să serviciul de situații de urgență, împreună cu doamna primar sau domnul vici, cu domnul vici răspunde, să ducă la îndeplinire propunerea asta. Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat în scris. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Mulțumesc. Deci, împotrivă se abține cineva? Nu, toată lumea. Sunt comiți. Mulțumesc. Trecem la proiectul 5.3 de hotărâre privind aprobarea încheierii în act adițional la contractul de încheiere cu închiriere numărul 1885 cu farmacia SC Bomama Impex SRL. Și ăsta au fost aprobat atunci în ședință, am avut discuții, dacă mai sunt ceva, mai să-l primim. Domnul Dămoc, aveți cuvântul. Da, am avut o discuție în cadrul larg, în cadrul Comisiei de Specialitate, despre problema nu doar a farmaciei, ci și a asigurării asistenței medicale din comună și clar că suntem deficitari la acest capitol și toți consilierii prezenți au fost de acord cu acest lucru. Din păcate și astăzi am dubii de legalitate asupra acestui proiect, pentru că acest contract s-a terminat în data de 10 martie și odată devenind nul hotărârea de Consiliu anterioară... N-a devenit nulă. O aprobăm. Astăzi. O aprobăm astăzi. Orice act adițional care a fost încheiat în ulterior... Își produce efectul până la data actuală. Deci își produce efectul ce am aprobat atunci. Okay. Exact ca la ordonanțele de urgență sau la cum se dă la farmacie. Eu cred că ar trebui să găsim soluții să avem farmacie. Categoric. Nu, categoric. Nu asta e dorința tuturor. De la ideea asta am plecat cu toții, tocmai de asta de a veni în sprijinul cetățenilor cu servicii calitative, da? Din punct de vedere medical, farmacie, medic de familie. Tocmai de asta am spus și în cadrul comisiei, nu m-am cunoscut, nu am nimic, nu știu, oamenii de la farmacie, n-am nimic împotrivă, foarte bine să-și facă activitatea, dar haideți să găsim împreună soluții de a deschide poate un punct de lucru și la Răcătău, în folosul cetățenilor de la Răcătău. Da, categoric, trebuie, pentru că evident, dacă mergem și facem un sondaj de opinie în comună, cetățenii nu sunt mulțumiți la momentul ăsta de orar, de costuri. Deci, evident că e o problemă. Poate chiar ar fi fost ok, de asta zic. Facem din nou o licitație publică, poate reușeam și asigurăm. Deci, sunt comunități, Nicolae Bălcescu are 2-3 farmacii. Acum avem și noi asfalt. De la Bacău până la Răcătău ajungem în 30 de minute. Nu mai e problema drumului. De asta zic, să discutăm, să ajungem la o soluție, în așa fel încât cetățenii comunei pot să beneficieze de servicii calitative din punct de vedere medical.
în privința, a terminat ca să fie discuția cu acea prelungire și că ar trebui reluat. În contractul de numărul 1885 din 10.03.2011, la termenii contractului, spune la articolul 5, în cazul în care locatarul dorește prelungirea contractului de închiriere, acesta trebuie să îl notifice pe locator cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei, ceea ce s-a întâmplat. Durata închierii se poate prelungi conform legislației vigoare la acea dată. Prelungirea contractului se poate face prin act adițional încheiat între părți. Se va modifica doar durata contractului. Deci nu este nelegal, cum a fost acea discuție, faptul că nu se s-a procedat ea la licitație. Am cu proiectul de hotărâre la revicii de procedură, nu? Proiectul de hotărâre la revicii de procedură. Păi nu, era vicii de procedură pe avize. Ce nu înseamnă pe nu? Adică ce comportă viciul ăsta de procedură? Ce legalitate de proiectului? Pe noi l-am aprobat atunci în forma care a fost. Care, pe urmă s-a găsit, s-a sesizat aspectul că nu a fost aviz de la comisie. Și nu doar atât, să știți. Este așa cea notorie imputată de Curtea de Conturi. Acum, deocamdată noi nu știu nicât atât. Îmi pare rău că n-am plătat acea hârtie și știți foarte bine că eu n-aș face o afirmație, mai ales față de un eveniment care eu nu eram în cadrul primăriei la acea dată. Dar vă reiterez faptul că acea imputație a Curții de Conturi are legătură cu cabinetul medical și nu cu SC Boana. Sunt filmat, vă spun, dacă n-aș fi pus acel document, nu luam aceasta. Deci, discuția era la punctul la care toată lumea dorește să existe această societate la nivelul, mai ales în această perioadă de pandemie, care să asigure medicamentele și materialele sanitare necesare, ar fi culmea în această perioadă să nu avem o farmacie. Am înțeles și opinia dumneavoastră că se dorește, să spunem, o ridicare a calității serviciului pe care îl oferă. Acum este vorba de o societate, noi le încasăm o chirie. Din păcate, legea nu ne, eu am căutat, legea nu ne permite să dăm cu titlul gratuit spațiile farmaciilor. Deci, noi ne încasăm o chirie, iar politica lor, în ceea ce privește activitatea care o desfășoară, atâta timp cât este în parametrii legali, nu putem, nu le putem imputa nimic. Sigur, putem avea discuții, putem găsi o soluție prin care să-și mărească programul. Putem, în condițiile în care mai există vreo solicitare din partea unei societăți cu același obiect de activitate, să găsim soluții de spații chiar, până la urmă. Din cunoștințele mele, nu am primit până acum. N-am auzit să îngrămădească nimeni la Răcătău să facă o farmacie. No, pentru asta ar trebui publicat că oferim spațiu prin licitație să deschidem farmacie. Și vom încerca să facem lucrul ăsta, dar până la acel moment noi va trebui să avem o farmacie. Trebuie găsit un spațiu. Că ulterior vor mai veni două și trei și mai... Într-adevăr, când intervine competitivitatea pe piață, într-adevăr cresc și, și serviciile. Așa este. Da, după ce... Nu am supus la vot. Dar la ora actuală, interesul și cred că a cetățenilor, acum știți cum e, eu doar lucrez aici, dar interesul cetățenilor care locuiesc aici este să aibă o farmacie, să aibă de unde își procura medicamentele. Nu cel cred, puțin o farmacie. Cel puțin o farmacie. Și cred că este cel puțin de bun simț să lăsăm această farmacie să funcționeze, să-i asigurăm niște cerințe minime și să-i... încasăm și o chirie, ceea ce facem. Și ulterior, dacă vor fi și alte posibilități, și să extindem domeniul ăsta. Dar la ora asta și în condițiile în care suntem de stare de alertă, eu cred că ar fi un atentat la sănătatea publică să reziliem contractul cu farmacia, pentru că până la urmă vă gândiți că această societate nu este singurul punct de lucru. Cred că își permite la un moment dat să-ți închidă o lună de zile punctul de lucru. Și atunci, nu, eu nu văd care ar fi în acea lună de zile atât de repede o soluție să găsim o altă soluție. Mai ales că sunt buni plătitori, n-au existat
alte probleme față de acest, vorbim de un contract de închiriere, de contractul de închiriere, mai departe de modul cum își organizează activitatea, mă repet, sunt o societate comercială, au un statut propriu, au o conducere proprie. Și cum își stabilesc prețurile la medicamente, că am înțeles că ați ridicat problema, nu putem să impunem noi asta. Da, și aici nu știu, n-am expertiză să știu în ce măsură dacă... Noi nu le asigurăm un spațiu gratuit ca să putem să... Ei măresc medicamentele, prețurile la medicamente, pe urmă, dacă noi mărim chiria. Nu, nu le putem mări chiria, pentru că vor pleca din comună și nu o să mai avem nici pe asta. La discuții despre preț, dar în ședința anterioară nu ne-a putut fi prezentat care era prețul, dacă s-a ajuns indexat cu rata inflației. Ne poate fi prezentat acum care este prețul care se plătește lunar sau anual către bugetul local? O să vă comunic, n-am va trebui să merg. 2 lei pe metru pătrat, 21 de metru pătrat. Nu, nu, nu. Ce am adus și ce am văzut, v-am spus. Restul lucrează, o să vă dau eu răspunsul. Da, restul plătat nu se stabilit. 400... În 2011... 49 de lei pe tot anul, 4 milioane pe an. Doamne, imediat, prețul. Taxa de închiriere aferentă spațiului în suprafață de 21 metri pătrați și așa cum este în oferta locatorului este de 2,1 lei pe metru pătrat pe lună, reprezentând suma totală de 529 de lei pe an atunci. Și apoi da, tot s-a indexat cu rata inflației. V-am gândit, vă raportat la suprafață și așa nu este un preț mic. La 21 de metri. Gândiți-vă cât se închiriază la nivel de... De Bacău. Eu vă spun exemplu că o farmacie veterinară deschisă plătea prețul ăsta lunar. La noi? Da, farmacia veterinară plătea la poștă. Păi, da, dumneavoastră îmi faceți pe... Adică eu dacă am apartamentul... Așa pleca farmacistul de acolo, prin un conveniu. Bun. Domnul Bobo. Domnilor consilieri, nu o să mai vin cu amendament că... Îți mulți când pot asta. Acum să vin cu o propunere. La proiectul ăsta din bunătățirea am văzut așa de mare silință la consilierii locali că toți sunt de acord și bine, fericit pentru asta. Doresc să fie cabinet medical la Urgești, farmacii și a zis că și extinderea, doresc și extinderea, să vină mai mult. Vin cu o propunere. Am identificat un loc la Sudor, un cetățean, care își vinde casa la șosea. Vindica, să vreți să-ți ducă la Bacău la oraș. Și haideți să găsim soluții, să cumpărăm casa de acolo, să chemați pe cetățean, mă cheamă Boboc Vasile, ca casa să fie transformată într-un cabinet medical și un pom de farmacie. Și atunci chiar vă cred că doriți lucrul ăsta pentru comună la noi. Să vedem de unde găsim, de unde identificăm, cum se găsește miliarde, să facă un pod pe zi tablat, ca să vă prășiți la orice, cu tractoare, cu mașini, cum se găsește pentru cămin, pentru tot felul de magazin, pentru tot felul de grădiniță. Hai să facem doar la Sudor. Dacă putem să extindem, e bine, o cumpărăm aia noastră a primăriei și o să avem în viitorul apropiat, chiar o să construim acolo un cabinet medical, așa cum cere situația de astăzi. Dar până atunci putem folosi de casa aia, îmbunătățim, aranjăm acolo înăuntru ca să folosească dumneavoastră știți că sunteți consilieri cu experiență că să facem toate demersurile astea înseamnă știți și proiecte de hotărâre și documentația. Am venit cu o propunere acum, domnule, n-am construit. Eu zic că ceea ce spuneți nu că e rău. Nu, nu, nu porniți, că știți cum se mai are tendința aici când spui ceva și spui... Zic, repede mă victimizez, nu vă luați de mine. Nu mă, vă spun clar, știți că și consilier cu experiență că un asemenea, o asemenea inițiativă înseamnă și acte și timp. Pentru că primăria nu poate face acte, cum v-ați înțelege dumneavoastră, persoană fizică, cu acel cetățean care vinde, mergeți simplu la OCPI, luați extrasul de carte funciară și mergeți la notar. La noi trebuie să fie evaluat terenul, clădirea, tot se poate să aprobă. Cu proiect de hotărâre, noi suntem de acord, de la aprobăm, îl chemăm pe cetățean. Puteți veni și dumneavoastră cu proiect, că în lege spune clar consilier. Poate e proiect de interese, domnul consilier. Da, domnul consilier. Cât teren mai are valuță acolo? Mai vedeți să nu fiți în conflict de interese, să nu fiți rudă cu proprietatea.
600 sau 700 de metri pătrați în jurul casei. Păi să mai corespunde, să mai faci ceva. Am mai fost un loc, două, 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 nu s-a acceptat, dar e ușor să vin când, da, știu, de, tocmai că știu, de asta nu deci conflict de interese, domnule, cât în 2000 împărțim cu toți. Da, 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 sunteți rudă, sunteți rudă cu el. Da, e venișor, e adevărat. Adică eu am fost în comisia, am fost în Consiliul de Administrație a școlilor neremunerate trimisă de dumneavoastră și mi s-a făcut sesizare de... că sunt în incompatibilitate și am proces. Așa că vă așteptați la orice. Am mai victima sistemului. Nu, e dumneavoastră, sunteți cel care aveți ce aveți cu mine și reclamații și reclamații. Recunoașteți că, deși s-a votat în Consiliul Local, domnul consilier, haideți, nu mai aveați atitudinea asta de viciun. Ce vreți, să vă plângă lumea de milă acum? Nu trebuie, dar nici nu trebuie, dar nici dumneavoastră să vă plângeți de milă și să spuneți că sunteți o victimă a mea. Eu pot să spun că aș fi o victimă că rezist asupra atacului dumneavoastră. Nu vreți să discutăm după ședință? Gata, da. De ce nu vă convine noi discutăm? Amândoi suntem niște victime. Gata. Ale propriilor idei. Deci nu este niciun amendament aici, să fie clar. Este numai propunerea lui domnul Boboc pentru extinderea... Domn, cu farmacia, cred că cel, nu ca amendament, ca idei pentru viitor, trebuie găsit un spațiu în zona de Cătău și să-l oferim spre închiriere. Dacă vine cineva, cum a venit la Holgeri, cu licitații, 2, 3 care au venit și... La Sumbător, domnul secretar, nu l-are cât acolo, nu l-are cât acolo, domnul Boboc, e vorba de un spațiu care se aparține comunei. Nu să închiriem un spațiu ca să-l punem la dispoziție pentru închiriere, pentru farmacie. Nu-i voie. La Răcătău avem acolo și dacă o să fie cazul și o să la școala asta, o să rămână dispoziție, că după ce se face. Și rămâne spațiu disponibil, dincolo, facem de la cuvântul. Vreți-i copii după dată și eu moară pe toți. Nu mai copii. Copitul, ai văzut. Păi și de ce ați venit cu propunerea cu casa, dacă știți că ne omoară copii? Am zis ca să faceți repede, stimată doamnă. Până nu mor, păi și... Asta e făcut de gata. Bine, hai să trecem la vot. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Nu mai încerc cu proiectul, domnul secretar. Cine este pentru? Ba da, domnule! Și domnul secretar. Cine este împotrivă? Domnul Claudiu, cine este împotrivă? Facem proiect. Cine se abține? Nu, abține. Doi, că nu vorbim. Nu, eu sunt de acord, domnule, sunt de acord. Da, da, deci numai două abține. Deci, 13 ori cu 13. 13 pentru. Și mai atinge cineva să se. Dacă o să fim de multe ori 13. Hai cum mai știu. Nu sunt ora. La raport. Hai să trecem la raportul lui doamna primară. Este postat pe stai, dacă vrei ceva, adică raportul e prea puțin al meu, că după cum știți, e raportul primarului pe anul trecut și eu noiembrie și decembrie ce am prins de anul trecut ca primar. Nu, dacă vreți să puneți de aici și eu și am pus, v-am zis, pe site afișat. L-ați studiat, nu? Dacă vreți niște întrebări, adică să-mi puneți și mă pot uita, de exemplu, asistenț personal, numărul, cât sunt ei, 43 sau cum. Îmi spuneți ce vreți să știți, că sunt... Asistenți personal variază de la lună la lună, să știți. Vine unul, moare altul și tot așa. Asistenți personal 43, indemnizațiile au fost 12 și tot. Spuneți ce... Dacă vreți să știți, cine dorești? Cine dorești? Deci la raportul prezentat, adică e afișat și care l-are doamna primar? Da. Un sfert al dumneei și un sfert al postului primar. Nu, mai puțin. Îmi trebuie de 4 sferturi. Aici, vedeți, nu mai aveți nimic. Așa. Dacă trecem la diverse, permiteți-mi să vă prezint două situații cu care ne confruntăm la nivel de primărie și de comună în această perioadă. Încep cu prima, e vorba de casele de la Răcătău de Jos, unde deja au început cei de la Hidroelectrica, au trimis să fie și fac licitații pentru demolarea celor clădiri care, știți, normal ei au plătit casele, au cumpărat casele de la cetățeni, că ele s-au mai vândut sau că încă cetățenii care au luat banii stau acolo.
Dar se pare că la inevitabil, deci în maxim 3 luni o să se ajungă să acei cetățeni trebuiască să plece. Ei au primit banii, s-au cumpărat. Urmează în privința asta și care consilier vrea o să fac. Imediat, nu săptămâna viitoare, că sunt programată toată săptămâna la o instruire pe ISU, chemați de aici și sunt prezența obligatorie, cealaltă săptămână să fac o ședință, o adunare de fapt, și dacă doriți să veniți, cu cetățenii din Răcătău de Jos, ca să se vadă că dacă de atâția ani tot s-a amânat, acum chiar nu se mai amână. Și să aibă timp în aceste 3 luni să găsească unde o să vezi, ce să vedem și noi ce se poate face. Urmea să discut. Asta, aceasta este prima problemă pe care vreau să vă aduc la cunoștință. Și a doua, mult mai importantă, este vorba de proiectul Apă Canal. Proiectul Apă Canal se pare că, și am văzut, am și din procesul verbal de ședință, că n-am fost la ședința din 29 iunie 2019, unde s-a modificat prețul, valoarea contractului, și dacă inițiat prin studiul de fezabilitate, consilierii care au fost și mandate trecut știu, contribuția noastră era de 2 milioane și ceva de lei, contribuția firului a fost aprobată de 10 milioane și astea fără TVA toate, că așa se discută. Când s-a făcut acea modificare a prețului, s-a ajuns contribuția noastră să fie de 14 milioane de lei. Am vorbit cu primarul de la acea vreme, el a spus că a făcut o confuzie, n-a înțeles 14 milioane, a înțeles 1.400.000 și 14 milioane de lei vechi. Nu, așa ceva. Mă lăsați să prezint și după aceea mă lăsați să prezint ce vă spun eu. Adică ce știu și după aia, da. Că altfel nu veneam cu informare, că oricum o să discut și cu cetățenii. Pentru cei, cu toate că noi, nu mai există bani vechi și bani noi, că sunt numai bani noi, dar pentru informația noastră, așa, banii, contribuția noastră de 14 milioane ar fi de fapt 140 de miliarde. Este, eu personal am vorbit și la AFIR, am vorbit la toate instituțiile unde mă puteam sfătui, dacă, dar din ce ai proiectantul, foarte greu ajunge apa, s-ar putea seara puțin, știți cum mai e când oprește vecinul ca să și am eu, știu, la curent, dacă nu-i tensiune. Urmează la fel, eu o să fac întrunire cealaltă săptămână cu toți cetățenii pe sate să le prezint, pentru că e ușor să merg mai departe, să mergem noi mai departe și să ne înglodăm în acea datorie pe care nu avem cum să o scoatem la capăt, plus că termenul fixat și peste care nu putem trece de finalizarea lucrărilor este, știți că Orgești nu este în proiect, este iunie 2023, deci dacă se încep lucrările și în iunie 2023 nu sunt finalizate, în afară de suma cu care contribuim noi, urmează să restituim și AFIR-ului toată suma cheltuită din ceea ce ne virează dânsii. Stai așa că sunt multe informații, dar vreau să le prezint pe toate. Iar o problemă, acum ca să o luăm ca sumă, vă spun, au zis toți, asemenea sumă e prea mare, 140 de miliarde și dacă mergem cu împrumut pe bancă, în bancă, nu avem bunuri pe care să le girăm ca să ni se aprobe acest împrumut. În afară de acest lucru, vă dați seama că toată perioada asta nu se mai poate face nicio investiție, că nu mai ai contribuție și nici nu mai ai cum să vii cu ajutor și când mă refer ar fi cu iluminatul, cu drumul, să încercăm să prindem noi proiecte, inclusiv dispensar la Sodor și toate celelalte ce am gândit că o să facem. Asta este ca sumă. Ca timp, s-a găsit că, deci în afară de expropiere care s-a descoperit târziu și să zicem că s-au finalizat pre-expropiere absolut toată situația, nu ar mai fi un impediment să înceapă contractul, să vă spun, este de executare, este de 21 de luni. Ca să se poată termina în iunie 2023, ar însemna să încheiem contractul în mai 2021 acum. Să dăm ordinul începe în mai. Să dăm ordinul de mai da, 2021. Așa, scade lunei de iarnă. S-a observat că în cererea de eliberare a certificatului de urbanism au fost omise 4 numere cadastrale. S-au obținut avize pentru absolut tot.
pentru ceea ce erau pe drumul cadastrale, nu s-au obținut pentru astea patru. Acum nu se poate da autorizație de la Consiliul Județean dacă nu avem un certificat de urbanism prin și avize pentru toate punctele cadastrale, inclusiv pentru acestea patru. Urmează ca să facem demersurile, să solicităm avize pentru certificatul de urbanism în care o să fie certificat care o să fie complet și să aibă și cele patru puncte. Ceea ce înseamnă timp, din ce am vorbit cu colegul de la urbanism, a zis că durează între 3 luni și 6 luni. Deci clar că nu se poate da ordine de începere a lucrărilor până în toamnă, poate și după toamnă și depinde cum ține vremea. Ca timp, iar nu ne încadrăm. Eu am discutat, acum o să depunem mâine o solicitare și să încercăm finanțare prin PNRR pe acest proiect, unde să primim mai mare finanțare, să nu venim noi cu această contribuție. Eu iau un calcul că dacă tot încercăm cu finanțare prin PNRR, să prindem deodată, să facem proiect, să prindem și Horgeștiu, ca sat, că dacă nu prindem și Horgeștiu sau celelalte zone, dar asta e ceva ce nu vă pot spune că se face sau nu, urmează să mă documentez, să merg în continuare, să văd ce putem face. Nu știu dacă ar mai fi ceva acum sau dacă... E cam târziu să fim anunțați acum că nu se mai implementează acest proiect, stimată, da. V-am povestit în anii trecuți că s-a prezentat aici în Consiliul Local cu câte un aviz la un an de zile. Cum să înceapă proiectul ăla, doamne? Nu s-a dat nimeni interesul. Pentru că Horgeștiul nu era prins în acest proiect, de-aia nu s-a dat nimeni interesul. Nu are nicio legătură cu faptul că Horgeștiul nu este prins. Asta e tot secretul, că în proiectul ăsta n-au fost Horgeștii. Și lăsați-i pe ceilalți acum. Nu are nicio legătură, domnul Boboc, chiar e ultima legătură cu satul Horgești, că are sau nu este prins. Dumneavoastră ați fost aici, nu acum am mandatul ăsta ca primar. Veniți din mult și știți despre proiectul ăsta foarte bine. Dar tocmai și de asta vă spun că faptul că nu este satul sau Horgești cuprins în voi, nu este acesta un... A fost un balabuc mare pentru că nu era Horgești prins aici. Și să se refuză la proiectul ăsta pentru că nu e Horgești. Eu știu bine despre ce spun, stimate domnul. Eu vă spun că nu acesta este motivul pentru care se ia în cap. Eu vă spun că o să fie un motiv mare de supărare pentru toți locuitorii care de-a dat trebuia să fi fost proiectul ăsta făcut, finalizat. Eu vă întreb că ați fost unul dintre cei care ați aprobat atunci hotărârea cu 14 milioane, cu 140 de miliarde. Cum ați gândit că avem bani ăștia? Eu, fără probleme... Dumneavoastră v-ați uitat pe cifre aici. Dumneavoastră, haideți să vă spun că... Haideți să vă spun și cât ați face o glumă, nu am participat la ședința respectivă. A, n-ați vrut intenționat ca să... N-am vrut intenționat că avea fata examen și eram în concediu. Aveți dreptate și asta. Deci eu nu am viață familială, nu am copii, deci n-am venit pentru că... Doamne, eu nu vă spun nimic. Păi nu, atunci asta faceți. Eu nu vă învinovățesc cu nimic. Nu m-ați întrebat motivul pentru care n-am fost prezentat. Dar ca să veniți acum, după ce s-a cheltuit un amar de bani, ședință și atât timp, cu asta să veniți acum să dispuneți că nu se mai poate implementa. Eu am zis că discut cu toți cetățenii, am distat și în ședință. Dacă cetățenii vă aprobă prostiile astea, mergeți mai departe, nu cetățenii aprobă, să știți. Nu este vina a noastră, este vina celor din urmă care au fost. Vreau să-i chemăm pe ceilalți care au greșit într-adevăr, să l-a explicat. Și domnule, nu era și dumneata. Da, și eu eram și toți eram. Nu e vina lui doamna. Haideți să ne înțelegem cine e vinovat și cine nu e vinovat. Sunt alții care vor stabili. Proiectul ăsta a plecat inițial până în... A apărut ordonanța 114, care am avut discuția în ședința din 2019, am înțeles, da. Cu contribuția Consiliului Comunei Horgești cu 2 milioane de lei și restul 10 milioane și ceva, care îi plătea avirul. Proiectul a fost. Și am susținut, erau câte unul, doi care s-abțineau. Dar eu personal am insistat să mergem pe proiectul ăsta. Acum, domnul Obobo, s-a hâruit atât de zi, cât ai vorbit, eu n-am zis nimic. Sunt niște explicații. Opreți-te un pic. Eram consilier și eu și dumneata. Nu eram cu o funcție nu știu ce. Că a durat, s-a tergiversat, că nu știu ce. Sunt cu totul alte probleme și care trebuie să explici, dacă este cazul, alte persoane care nu depind de Consiliul Local. Sunt funcționari din primărie care pot să dea explicații de ce s-a tergiversat. Acum, când a venit
cu modificarea cu suma cea astronomică, dacă vă amintiți, astronomică pentru noi. Cine s-a funcționat? Mătările ai mai multe, ca să nu ca noi două clase la trenul. Păi da, tocmai, opriți-te un pic. Au fost două, o abținere și o vot împotrivă. Împotrivă a fost chiar inițiat. Eu m-am abținut, domnule. Eu sigur m-am abținut. Nu. Împotrivă a fost domnul Dancă, care a spus că pe timpul lui s-a făcut studiul de fezabilitate și de unde diferența de la 2 milioane la 14, iar de abținere a fost domnul Dămoc, care de 3 ori a zis în timpul ședinței, a întrebat pe domnul primar dacă există sursă de finanțare și spune chiar în bar vechi, 140, la un dat 144 de miliarde, de unde sunt, și domnul fost primar îi spune că avem în excedent, că a zis că a făcut acea confuzie de 1.400.000, în fine, da. Și la urmă, motivat când domnul Dămoc se abține, spune așa, nu că n-aș fi de acord cu proiectul, dar domnul primar nu mi-a spus sursa de finanțare. Asta vă spun, deci, că l-am citit săptămâna... Atenție, știu foarte bine că am votat toți și am și specificat. Este singurul proiect pe fonduri europene care se implementează în Comuna Hurget. Și să mergem măcar pe ăsta să-l facem, că n-am făcut nimic. Acum, că... Dar tot pe ideea am spus atunci, dacă o să urmărim pe cameră, eu n-am pretenția să-mi scrii toate cuvinte. Am spus, doamne, cine abrogă ordonanța 114, cine a aprobat ordonanța 114, au mărit salariile și așa mai departe, au crescut prețurile, probabil că asta o să cadă ordonanța și ar să devină și proiectul o să scadă din valoare și așa mai departe. Cineva încă spunea că la suma asta o să liciteze aia mai puțin, că e prea mare și etc. Acum, se punea problema găsirii unei surse de finanțare, pentru că, într-adevăr, s-a greșit cu interpretarea sumei de 1.400, de 14, 1.400 și așa mai departe. Problema este acum, când s-au cheltuit banii pe implementarea acestui? S-au cheltuit până la... În 2017. În 2017 s-au cheltuit sumele astea pentru care erau necesare. Acum... Dacă noi am avut speranță să primim o sprijin financiar, o cofinanțare și de la Consiliul Județean, și de la Guvern, cum se spune pe timpul, domnule, apă, canal la toate localitățile. Acum, dacă sunt situațiile astea dificile, privind cheltuieli, pandemie, nu sunt bani, vedeți pe toate proiectele, se restrâng pe toate locurile, pentru că asta este o situație dificilă în țară și nu se poate... Trebuie găsim o soluție. Dacă nu se găsește o soluție de finanțare, cine va fi vinovat? O să plătească dacă o să fie vinovat. Dar nu să dăm acum vina. Tu ești de vină că m-ai dus lumea în plăte. Din potrivă, am spus că trebuia proiectul și eu am fost la care am spus, doamne, trebuia proiectul tăi la Hurget. Domnul Budnar, dacă mi-am zis, gata, repede să riscă, e vorba de Răcătău. Nu e adevărat. Era corect să pleci de aici. Așa s-a plecat toate localitățile. Acum, dacă am zis, dacă s-a făcut ăsta spre Răcătău, hai măcar cu ăsta să-l termină. De asta a fost principiul pentru care noi am aprobat. Nu că suntem unul sau avem ceva. Comuna Hurgești am susținut de când sunt la comuna asta, începe la Port la Sireț și se termină la Vălit. Anișa Tătău de jos, dar nu e prins în proiect, așa ca să vă spun. De acum, acum dumneavoastră cei care vă vizitați o parte din trapii, mai un pic. Dumneavoastră acum o să mergeți, o să spuneți, uite, incompetenți, nu s-a făcut, nu vor, nu... Dar cel care va spune lucrul ăsta, chiar l-aș ruga să spună ce ar face în situația în care ar fi câștigat alegerile în luna noiembrie, septembrie, când a fost. Ce ar fi făcut? Că dacă renunțam, domnul, nu m-am adresat dumneavoastră. Nu numai dumneavoastră ați candidat. Au mai candidat vreo trei. Domnule, au mai candidat. Rezolvat până acum. Era rezolvat, da. Era, poate. Nu mai trebuie scuze, trebuia rezolvat de 10 ani. Domnule, eu nu spus pe nimeni. Eu am spus, de acum vor veni. Cel care vine cu absoluții, dacă noi în luna... În 2019 nu aprobam acest proiect. Ce s-ar fi întâmplat? Atât vreau să mi se răspundă. De către mine? Nu, de Consiliul Local, domnule. A, nu de dumneavoastră aprobat. Nu, Consiliul Local, dacă nu aprobat proiectul ăsta, erau costurile astea mari și au fost discuții în ședința. Ce s-ar fi întâmplat? S-o oprea atunci. Cheltuielile care erau făcute. Sesele făcute.
Deci erau făcute deja cheltuielile. Așa că vreau principialitate doar atât. Să lăsăm la o parte... Limbajul ăsta... Noi de-o mințit aici, în Consiliul Local. Când începem toamnă, când începem vară, de 10 ani, domnule. Mi-am mințit cu proiectul. Când începem toamnă, că am spus la toți oamenii, tot comandantul, domnule, să rezolvați, s-au aprobat, când începem primul. Cine conducerea primării? Aici ne-am mințit, domnule, în primării. N-ați fost consilier întotdeauna de la partea conducerii? Păi am fost de aici, dar frate, am mințit și primul consilier. Și mi-am singur, domnule. Acum să ne certăm între noi că ne-au mințit sau nu ne-au mințit. N-a făcut și ăla. Ce lăsă asta este? Două cuvinte să spun și eu, domnul. S-a spus, s-a scris domnul. Nu, s-a spus domnul. Dacă îmi dați voie, da. Cum să nu? Bine. Domnule, apropo la proiectul ăsta, domnul Boboc, nu că am ceva cu el împotrivit, dar vorbește numai în contra, împotrivă, am fost cu toți adipuri când dânsul că de 10 ani e proiectul ăsta. Păi de 10 ani, lasă-mă să vorbesc, lasă-mă să vorbesc eu acum, tu taci din ură, tu stai cu minte acolo, în viara la mine. Deci, dacă e proiectul ăsta de 10 ani, și a fost și domnul Boboc aici, a fost și primarul Cutare, și primarul Cutare, hai să băgăm un băț în roată lui doamna care are 5-6 luni și de ce n-ai făcut și de ce să gata de ea, dar nu era aici. Băi, lăsați-o încolo de treabă, cu orice proiect dom'le, venit. Văd că sunt mulți șoșoci aici. Băi, lasă șoșoci, că tu ești în voastră și v-am salutat. Du-te acasă, mă, și pierd de treabă dacă nu-ți convine. La conducere. Dacă nu-ți convine, ce să-ți fac? Dar ai fost șoșoiul tu de prima dată. Domnul șoșoci. Prima dată ai fost șoșoiul, ai fost... Vă mulțumesc frumos. Ai aprobat capă canal? N-ai aprobat. Omul beac pe Emiliu cu șoșoiul, cine te-a adus aici în Consiliul Local? Omul beac la porțile oamenilor. De s-a săturat... Băi, da, și gură, tu umbli în Anglia cu pomana și îmi mai vin să-ți pui și ea. Băi, panara, omule. Tu nu vezi de cine ăsta bagă piață în roate, așa mai... Nu-i convine, domnului, e varsă borș. Contradicțiile se aud, dar în cameră au fost pe președinte. Da. Vă rog să... Nu-i convine când îi spui adevărul niciodată. Aia de 10 ani în proiectul. Păi de 10 ani a trecut primar. Primar a trecut. Ai fost consilier din 11, ești cu experiență, dar nu trebuie nimic. Știi să faci numai viață. Domnul Democ, ai cuvântul. Hai, vreau să citesc din procesul verbal în care a fost aprobată această majorare a proiectului de apă canal. Am spus așa, ca să înțeleagă toți cetățenii comunii. Nu vorbim de o mărire de 20-30%, ci de o mărire cu aproape 100%. De aproximativ 14 milioane de lei. Am exprimat în bani vechi. Deci de la aproximativ 14 milioane de lei la 24 milioane de lei, totul fiind neeligibil. Noi astăzi ne angajăm să suportăm aceste cheltuieli din bugetul local. Eu am mai discutat și cu alți primari și mi-a spus că nu au mai întâlnit asemenea diferențe între studiul de feasibilitate și proiectul tehnic. Se întâmplă, s-au mărit salariile, a fost inflație. Dar să vorbim de 12 milioane de lei în plus pentru bugetul comunei noastre, este enorm. Noi abia avem acele 2.500.000 în fondul de rulment, care practic înseamnă investiții nefăcute, că altfel nu aveam un buget. De unde luăm noi 12 milioane de lei? Și asta îl întreb pe domnul primar. De unde luăm noi în 21 de luni 12 milioane de lei, adică 3 milioane de euro? Că nu-i avem. Ca să putem aproba acest proiect, ar trebui să avem o hârtie de la Ministerul Dezvoltării, că ne asigură ei această sumă. Aceasta a fost una din intervenții, deci practic de la acel moment am semnalizat faptul că pentru bugetul local este o sumă imensă și acum să vedem cum s-a ajuns aici. Pentru că tot în cadrul acelei ședințe, pentru că ăsta este proiectul pe care practic eu am insistat cel mai mult și m-am documentat enorm, m-am uitat pe toate proiectele de apă canal aprobate la acel timp, odată cu noi era proiectul aprobat la Comuna Buciu. Ei nu au aprobat majorare de proiect, pentru că s-au mișcat la timp și nu au apucat acea ordonanță dată... Dar asta nu-i datorită ordonanții, s-au schimbat ce vreau. Ba da, așa vă justificat. Inclusiv datorită ordonanței. Da, nu numai. Vreți să vă mai spun de ce a fost majorat? A fost majorat pentru că noi am vrut să câștigăm alegerile și la întâi am turnat asfalt. În loc să facem apă canal, cum spune urgent. Dar n-are legătură. Păi de unde are? Dar cine legătură are drumul județean? Vă rog să mă ascultați. Pentru că
idee. A fost introduse lucrările, trebuia să facem cu supraversare, cum așa a fost justificat proiectul, da? Pentru că s-au schimbat modalitatea de lucru. 2019. Păi 2019, care? La ce, la ce moment eu am fost în audiență la Consiliul Județean și le-am spus, la Horgești, la Horgești avem, avem proiect de apă canalizare pe care noi trebuie să-l ducem la, la îndeplinire și în aceeași zonă avem proiect de asfaltare drum județean. Logica ce spune? Asta spun de 4 ani de zile, de 5 ani spun în Consiliul ăsta local. Logica ce spune? Nu trebuia întâi să băgăm țep de apă canalizare și după aia să venim cu asfaltul. Asta spunea, asta făcea oricine, oricine normal la cap. Dar atunci când vrei numai să torni asfalt ca să câștigi alegerile și după aia să renunți la un astfel de proiect care înseamnă practic dezvoltarea comunității pe următorii 10 de ani, asta înseamnă domnul consilier, atât de ne lăsați mă să ne lăsați întrerupeți. Vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Deci sunt afirmații mincinoase, mi-o asum ce spun. Am conversat cu Afir, i-am întrebat despre stadiul proiectului. Băgăm multe cămini de așa de. Păi dar dânsul știe, adică ce treabă are asfaltul? Cine poate verifica tot ce am postat eu în anii ăștia referitor la apă canal, iată că astăzi mi se dă dreptate, practic. Nu a existat interes pentru acest proiect, însă a existat un interes pentru acest proiect. Doamna actual primar, fostul primar, au încasat sporul. Și funcționa, da. Au încasat bani. Trebuie. Pentru ce au încasat acei bani? Acum să vină să ne spună că vor să renunțe la proiect? Studii de fezabilitate. Deci sunt bani enorm cheltuiți pentru proiectul ăsta. Cine răspunde? Eu asta vă întreb. Cine răspunde? O să vedem. Doamna Consfărșezare. Proiectul rămâne, studiul rămâne, se poate merge pe altă variantă. Tocmai. Renunț la suma respectivă. Dar să știți, când am venit în fața, înainte de a veni în fața noastră, am venit inclusiv la Curtea de Conturi și n-am vorbit cu portarul. Am vorbit cu domnul director la Curtea de Conturi când am înainte de a veni în ședință. V-am zis, nu am venit în ședință, doar așa că am vrut să fac o discuție. Iar în privința asfaltului nu aveți dreptate. În momentul când s-a făcut proiectarea și de la proiectare au crescut prețurile, nici nu era asfaltul. Da? Deci nu spuneți politic. Că n-ar fi trebuit să facă asfaltul, sunteți de acord că n-ar fi trebuit și trebuia să stăm cu un proiect? Deci asta nu se poate. Doamna primar, vă rog frumos, nu le întoarceți cum doriți dumneavoastră. Păi nu, dumneavoastră le întoarceți. Vă arăt în proiectul de, în proiect, nu apare nicăieri că din cauza asfaltului. Au zis așa, vă dau un exemplu, în studiu de fezabilitate apar 2 cămine, în proiect apar 43 de cămine. Și multe altele, lăsăm în parte. Deci toate acestea au adus diferența atât de mare. Inclusiv la Afir, unde am fost vineri și la toate istoriile, când le-am spus suma, toți au zis nu se poate atât de mult, sigur este o greșeală, adică cere 14 milioane. Nu este, asta este o tăia. Mi-au zis, începeți, am mai fost de la Afir, zice, încercați, începeți lucrarea și poate între timp să mai vin pe minus de la cel care execută, de la executant, că se consideră că e prea mare, sunt prea mare prețurile. Am zis că din de obicei mai cresc, mai vin cu alte adiționale, nu mai scad. Nu putem merge pe așa ceva. La proiectul s-a câștigat linii de partid. În 2016 nu pot să vă spun cum s-a câștigat proiectul. Nu, prin cererile de finanțare. Da, da, nu, nu în 2016 câștigat proiectul. Proiectul în 2015, 14-15. Păi da, păi Dumnezeu. Asta nu se justifică. Adică vă dau un cartof care fierbe, țineți-l. Da, dar doamna Anunuț, deci inițial când s-a venit cu studiul de fezabilitate, contribuția noastră era prevăzută doar de 2 milioane. Noi alea 2 milioane le-am fi avut oricând, că și acum avem în excedent 5 milioane, cam așa. Deci era faptul că s-a ajuns la 100, la 14 milioane, aici e problema. Și la cele 14 milioane s-a ajuns în 2019 în ședința din, în urma proiectului care a fost prezentat. Am înțeles că a fost în ședință și proiectant și consultant au prezentat. Vă spun și eu, în privința ce s-a întâmplat în ședință, ce știți dumneavoastră, știu și eu. Da, ceea ce spuneam și domnul Dămoc, repetându-i domnului Cioroabă, din nenumărate ori, 140 milioane. Am avut și eu aceeași discuție cu domnul Cioroabă. Până la urmă, se lumina, nu? Pentru că s-au votat proiectul la urmă. Am avut și aceeași discuție. Da, s-a știut, domnule, s-a luminat. Fără nicio discuție, luați ședința. Nu, domnul Cioroabă a aprobat suma. Consiliul local a aprobat. Exact, aceea a fost și afirmația. Dar cine a spus că nu a aprobat suma Consiliul local? Eu am spus că s-a aprobat suma de Consiliul local. S-au spus și motivele care au fost. Dar dacă veniți cu ideea cu asfaltul și cu asta v-ați lăudat în campania electorală că datorită faptului că m-am dus și am intervenit, oare nu cumva asta a contat de s-a făcut asfaltul? Dom'le, hai să fim odată corecți față de lumea asta care nu a votat. Tu nu mai îmblăm cu chestii din astea, că astea nu țin, nu-s bune, nu-s bune pentru noi.
pentru oricare din dumneavoastră, nu mergem bine. Într-adevăr, proiectul plecat și studiul de fezabilitate a fost făcut greșit. Ceea ce nu e competența unui consilier să vadă treaba asta. Și am mers pe ideea, da, domne, toate avizile, hai să aprobăm, hai să aprobăm, tot timpul am susținut proiectul. Nu că am fost împotrivă să se facă că e de Sohodor, că e de Răcătău, că nu știu ce, că sunt tot cetățenii comunii. Acum am înțeles cu diferența dintre studii și de fezabilitate și proiecte, că așa este o, așa o obișnuință. Că mi-a spus cineva, un coleg din Bucăi, că nu termina aproape, că exact la centru acela de unde trebuia școala de la Horgeș, transformat în acel centru cu cabinete medicale, s-a făcut studiul de fezabilitate, care am înțeles că prețul ar fi de 3 milioane de lei și când a fost zis proiectare, stai că ajunge 17 milioane. Deci vă dați seama, așa se obișnuie ca să primești finanțare, să fii sigur, vii că nimeni nu ți-ar da finanțare, ție comuna Horgeș, dacă spui că contribuția ta este de 14 milioane, că îți dau seama ce-i la fi, că n-ai cum tu. Și s-a venit pe studiul de fezabilitate cu 2 milioane și o sumă care putea fi justificată și putea fi acoperită de către noi. Și după aceea, după ce s-a primit finanțare, care finanțare nu mai crește și nu se modifică de la FIR, s-a venit că, de fapt, contribuția noastră ar fi la 14 milioane. Dumneavoastră sunteți împuternice de către Consiliul Local pentru proiectul de apă și canalizare. Am auzit o grămadă de primari care dorm pe holuri la guvern, la minister, la ministerie. Zilele astea am umblat... Duceți-vă și dumneavoastră acolo, mergem și noi. Da, v-am zis ca, ca sume, să zicem că s-a ridicat ca sume. E vorba de timpul efectiv. Mi s-a spus clar că nu mai putem prelungi de luna iunie 2023. Și trebuie să-l începem la sfârșitul lunii mai. Noi ar trebui să dăm ordin de începere a lucrurilor în mai, dar neavând avizele și trebuie luat de la cap aviz care se ia inclusiv de la Ministerul Apărării, deci la București, nu aici local, că, și la București, ai zis, mă, dar ca timp, urmează, oricum, zis, o să discutăm și cu cetățenii că este un proiect prea mare și e vorba de sumă prea mare ca să... Eu pot să zic ca primar, vin în fața dumneavoastră, trecem un proiect sau nu trecem și vede, renunțăm sau mergem mai departe, dar aici este, consider că este strict de interesul cetățenilor ca să știe în detaliu absolut toate problemele, să vadă și avantaje și dezavantaje și să putem lua hotărâri împreună, că până pe 20 aprilie o să trebuiască să venim în ședință în Consiliul Local sau cu un proiect de renunțare sau cu un proiect de prelungire și asta înseamnă că mergem încă un an, cum s-a făcut în fiecare an, s-a venit cu câte un proiect. Da, și asta. În caz că veți propune renunțarea, cum se recuperează toate sumele cheltuite, toate sporurile la salarii cheltuite? Asta o să decidă curtea de voi, că am avut discuții. Da, soluția e simplă. Deci nu pot spune eu că nu sunt organ de primăria. Achite și primăria se poate îndrepta împotriva consultantului și care au făcut proiectul greșit pentru judecată. De exemplu, mi s-a mai spus, eu vă zic că indiferent ce s-ar spune și ce considerați bine și ce spuneți, că eu spun exact ce este realitatea. Am vorbit și am zis așa, este posibil ca acel studiu de fezabilitate și proiect să-l putem folosi pe PNRR și atunci acești bani care s-au cheltuit pe proiect și pe asta să nu trebuiască să fie imputați pentru că se merge, adică se folosesc acestea în continuare. Dar eu nu vă pot da un răspuns. Eu nu vă pot da un răspuns să vă spun acum cine cât trebuie să dea apoi, dacă trebuie să dea, asta urmează dacă și e cazul când vine organ de și când o să vină control inclusiv curtea de conturi, o să se decidă despre care și ce sume trebuie imputate și cui. Bine. Da. Am parcurs ordinea de zi. Pot să mai spun ceva? Vreau să vă întreb dacă faceți o sesizare la Consiliul Județean în legătură cu traficul care este pe porțiunea de jos. S-a dat ordinul de început, spuneți de drumul... Nu, de tot asfalt, pentru că trec camioanele de mare tonaj cu... Plumbiș, aceeași situație ca așa cu 2 ani. După aia au venit, au mai pus încă o plombă deasupra, dar
începe să degradeze. Sunt foarte multe locuri și în care... Și atunci el vrea drumul de la Parința până la... Pentru drumul județean 252B, da. Și ieri au zis că au dat ordinul de începe pe ca să vină să repare drumul. Cu grede, nu că altceva. A, nu asfaltat. Pe drumul ăla, dar acum spuneți de... Da, tot pe asfalt. Începe să aibă crăpături, și... să aibă găuri, să... Și a trebuit să interzic... Da, aici trebuie să opresc. Nu, dar... Drumul județean, nu știu. E drumul județean, dar... cum s-a procedat și data trecută, pentru că tot printr-o adresă au venit și au reparat, pentru că ei treceau cu tonaj mare, tot în interesul... Vă dați seama că acum nici nu pot să vină să repare, că nici ei nu au buget, cum nu avem nici noi. Faptul că au contract și o să vină cu gredul, să repare, cu gredul e altă situație, dar ca să faci pentru asfaltat, pentru reparația aia... Situația drumului județean este proprietatea lor, în folosul nostru îl administrăm noi, pentru că spune să facem curat în șanțuri, toaletări. Nu, e pe șanț, pe margine. Pe margine care se întâlnesc. Nu-i tot al lui? Dar când spui drumul județean, inclusiv în fața casei, orice trebuie că drumul trece și prin Săodor și prin Recea, acolo e normal să facem noi. Că așa dacă vii și faci și pe partea asta, nu înseamnă că faci o ilegalitate dacă te-a pus să faci curățenie și partea asta altă. Dar drumul județean trece inclusiv prin satele Regea... Nu, vreau să vă întreb dacă e proprietatea și administrația lor, nu? Proprietatea și administrația lor, pentru că așa s-ar lega și semne de circulație, trecere de pieton, reducere de viteză, știți mai multe lucruri care ne-ar interesa. Nu, cred că n-au spus oamenii că aruncă gunoi acum că sunt eu mai drăguță că s-a făcut drumul județean. Nu, n-au zis de asta că l-am. Nu, eu doar atât că sunteți mai permisiv. Atâta vă pot spune ceea ce am auzit. Da, obicei mi s-a, adică mi s-a spus că din contra, că sunt inclusiv oameni că sunt mai permisivă. Domnul președinte, aș întreba și eu pe doamna primar ceva. În hotărârea cu proiectul cu iluminatul din satul Săodor. N-am vrea să rămână nici ăla ca proiectul ăsta cu apă și canal. Modernizare, clar, se merge mai departe. În ceea ce privește extinderea, sunt duse documentele. Extinderea, licitația și toată procedura o face EON-ul sau că e distrigaz, că EON nu se mai... Dar oricum, când vorbesc, del gaz, așa. EON-ul să spun, ca să înțeleagă mai bine. I-am zis așa, noi am depus sătile, ei încep și am zis că nu încep cu toate străzile odată. Am propus ca prima stradă pe care se înceapă pentru extindere să fie strada principală, că acolo nu există nicio sursă de curent. Da. Mi s-a spus că la EON sunt atâtea cereri din atâtea localități care că vor extindere. Primul venit, primul servit și s-ar putea să mai dureze. Nu e sigur, deci nu e ceva ce spun eu că poate să înceapă imediat licitația, dar poate să și dureze. Urmează acum să primim răspuns. Dar mi-a spus directorul, domnul director de la eu, că dacă se prelunge, zic, scoate la licitație acea, pentru extinderea acea zonă mai târziu, primăria are posibilitatea să facă absolut toată procedura. Sunt anumiți... specialii sau firme care sunt agreate de către ON și BCN cu acelea, prețul să nu depășească prețurile care sunt prevăzute la NRE în program și putem începe noi, iar în 5 ani de zile, în tranșe anuale, se restituie banii primăriei, se restituie banii, toată suma înapoi, pentru că toată cheltuiala cu extinderea, sper să primim 100% sau cât este, dar oricum mai puțin de sau 80 sau 50, o suportă e unul, nu noi, primăria. Depinde cum așteptăm acum să ne spună cât avizează ca să fie partea EON-ului și cât a noastră. Dar ca să dăm drum mai devreme, avem și această posibilitate să facem noi și să primim banii în 5 ani de zile. Bine, vă mulțumim, doamna prima. Vreau să mai zic și eu ceva. Pe strada Fagului, numărul 15, nu funcționează becul de 2 săptămâni. M-a rugat pentru mediul online, domnii sunt în Anglia și au camere de luat vederi și ne funcționăm pe cum nu prea mai vede pe cameră. Nu știu să fac numărul 5, a fost, care au anunțat numărul 15, da. Momentan, acum ce vă pot spune, este că este referat pentru achiziționare becul, nu avem niciun bec. La galeri, da, normal. Deci, momentan, nu este niciun bec în, nu avem niciun bec în magazia primăriei, urmează, este referatul făcut să se achiziționeze becul. Domnul Cristian Caru, Daniel, da. Și pe unul domnul.
Doamna primar, dacă vă aduceți aduc din ședințele din mandatul trecut, am avut și intervenții, am mai avut intervenții la subiectul care vreau să vă zic. Este vorba de șanțul care duce apa de la șosea, din asfalt, la pârâu. Deci, după cum știți, anul trecut nu s-a putut interveni pentru șanț, pentru că oamenii deja aveau culturi. Acum aș avea o rugăminte, înainte de a începe oamenii să pună toți, să facă șanțul ăla, pentru că știți că am avut probleme mari acolo. La rece, la rece, acolo, la rece. Da, 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 de la Crăinț Tomozei și până la pârâu. Deci nu s-a putut interveni din drum până la pârâu. Acum, fiind... Cum s-a lună din da, 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 da. Da. Deci, dacă știți ulița la Marin Sebastian. Da. Acum ar trebui intervenit cu o mașină de piatră urgentă. Nu, peste, sunt, cred că 90% dintre zone ar trebui intervenit cu mașina, așteptăm bugetul ca să putem să ia contract. Și tot la fel cu becurile ar trebui... Eu nu pot să închei contract cu firma de balastare, balast, nu pot să aduc fără contract, pentru că se fac alte măsurători. Se ia grijă de șantier și nu și eu nu pot să fac contract dacă nu am banii prevăzuți în buget. Deci trebuie să aștept bugetul. Și, deci tot la fel de, ați prevăzut în proiectul de hotărâre de astăzi lucrările cu beneficiari de ajutor social. Cred că prioritar ar fi șanțul care este colmatat la intersecția dintre drumurile dintre Lăcător și Galeri, acolo în față la Mâncăială Durzulina. Deci acolo trebuie de sundat neapărat pentru că vine apa de la deal și tot la fel o să iasă și o să strice din nou intersecția acolo, o să iasă apa din nou. Vă mulțumesc frumos pentru... Mulțumim! Domnul Dămoc, ce mai îți doriți? Mulțumesc! Mai, câte ceva mai doresc, da? Da. Doamna primară a menționat și centru comunitar. Practic ne-a spus că și aici crește suma de la studiul de fezabilitate la proiectul tehnic. Deci practic ne confirmați că s-a renunțat și la centru comunitar. Nu v-am confirmat nimic, v-am spus că, mi-a spus și mie un coleg din primărie care lucrează pe asta, că este o practică să fie prețul, una să fie prevăzut în studiul de fezabilitate și nu proiect. În rest nu v-am spus absolut nimic și nu v-am confirmat nimic și nu discut că nu am luat în calcul acel centru acum, ca să vin cum am venit documentată pe apă canal, nu vă pot spune. Atunci o să vă întreb, centrul comunitar se va construi? Asta urmează să vă spun, văd absolut toate documentele, ce este și cum este. Și sunele. Deci până la acest moment asta nu știți documentele dacă se va construi un centru comunitar? Nu pe pot care, să știu, pentru că vreau să văd și ce buget. Anul trecut a alocat 600.000 de lei pentru centrul comunitar, pe care din diferite motive conducerea nu a vrut să cheltuiască. Pe care dumneavoastră știți ce a făcut ei ulterior? Știu, da, știu ce am făcut, știu toți, n-am știu eu, că poate sesizarea este că știu eu, dar știu toți ce am făcut. Tocmai, din informațiile mele, nici acel centru comunitar nu se va face asta, ca să știe și... Nu scoateți ceva așa din pălărie un iepuraș, e ceva de asta sau și la banii și vă și spun, ca să investești 17 milioane de lei, e posibil, de ce nu v-am spus că nu s-au dat, pentru că nu am luat, că acum am luat pe apă canal, în discuție. Dar ca să pui 17 milioane de lei din bugetul primăriei sau partea asta, sau proiectul evaluarea și nu știu cât e la primărie, că nu știu, am zis, nu m-am uitat încă, nu pot să spun nici da, nici nu, nu că ați... Da, haideți să vă spun atunci, pentru că din acest proiect face parte și Bucușul, Hotel Bucuș, care la fel au s-au putut adresa către Consiliul Județean și au solicitat bani suplimentari pentru că la fel nu aveau fonduri pentru amenajarea acelui centru comunitar. Iar Consiliul Județean, prin hotărâre de Consiliu, le-a asigurat partea de finanțare, deci ei au pus la dispoziție terenul și clădirea, iar Consiliul Județean, pentru ca proiectul să fie dus în continuare la bun final, Consiliul Județean a asigurat fondurile necesare pentru ca investiția să fie făcută. Din păcate, Purgeștiul nu este inclus. Când asta? Anul ăsta sau când? Ce anul trecut? Nu cred. Spuneți că... Băușul din oraș... Păi da, dumneavoastră mie înceleți date, eu vă spun niște lucruri. Nu, de ce îmi spuneți niște lucruri? Dumneavoastră credeți și până la urmă că dacă eu am fost în primărie, am avut acces la documente, mai mult ați avut dumneavoastră acces decât am avut eu. Nu, doamna, dumneavoastră ați păzit forul. Da, normal, și am făcut drumul județean. Păi de asta, veniți acum ca fecioară care spuneți că nu știți nimic. Nu e adevărat, numai să mi-a sunt ca nu știți de centru comunitar, dar ce ați făcut în primărie asta? N-am făcut nimic. Bravo! Mulțumesc pentru sinceritate. Și mulțumesc că... Mergem mai departe. Avem contract încheiat cu suma pentru colectarea deșeului reciclabile. Vă rog să-mi nominalizați cele 5 centre din comună, conform... O să vi le comunic. Urmează să vi le comunic.
Păi nu le știți? Nu știți de unde o să... O să vi le comunic. Trebuie să obligatoriu le știți. Vă întreb să-mi spuneți și mie. O să vi le comunic. Reciclare la momentul ăsta. Deci, și cantitatea de gunoi reciclat. O să vi le comunic, că nu sunt o bază de date. Deci nu știți 5 puncte din comun unde dumneavoastră aveți contract încheiat că se rec... Nu? Dar pentru ce sunteți prima dată? Asta vă întreb. M-ați întrebat, o să vă răspund de ce. Sunt pentru oameni. Vă rog să-mi spuneți dacă a stabilit data când va avea loc licitația pentru pășune. Cum v-ați intensat cu dispoziția și ați văzut numărul referatului meu? Sigur ați văzut și când este când s-a afișat cu licitația. Deci aveți cunoștință. Nu e secret. V-am pus o întrebare. Și eu v-am spus, eu nu... când este data, când va avea loc. Sunt documente, v-am zis, nu sunt o bază de date, să vă pot da toate datele din memorie. Nu vreau să greșesc o zi sau două sau cu o oră. Podul de la Zodian, la fel pățim? Renunțăm sau... Deja ați dat și răspunsul, se pare, și n-are rost să-l mai dau eu. Eu zic că nu, dar deja ați spus, la fel pățim. Dacă ați spus așa, rămâne să vă arăt dacă e, să vedem dacă e așa sau nu. Deci, practic, renunțăm la absolut toate proiectele. Deci, ați zis că renunțăm, nu? Deci, dumneavoastră mereu consider, asta spuneți, părerea mea, eu cred. Acum, eu ce pot să spun? Nu mai considerați, nu mai credeți, lăsați-mă și pe mine să vă spun. Dați-mi niște certitudini, niște răspunsuri. Faptul că nu vreți să-mi spuneți nimic, ca și cum nu știți nimic, pentru de asta sunteți primar să ne comunicați. Nu de asta, da, nu de asta ați vrut să fiți primar. N-am discutat? N-am discutat, n-am spus ceea ce știu. Atunci, doamna primar. Păi și vă răspund exact pe ceea ce știu, exact și că deci vă dați cu dat. Dacă dumneavoastră spuneți așa, pentru noi oricum nu știu nimic, dar se pare că pentru oameni, dar și oamenii sunt mulțumiți. Deci eu nu sunt în primărie pentru a vă mulțumi pe dumneavoastră, eu sunt în primărie pentru a mulțumi cetățenii comunei. Vi se pare că una din întrebările care v-am adresat este ca nu, să... Nu, a zis că sunteți nemulțumit. Sau sunt lucrări care ar trebui folosite în făcute în folosul comunității? Spuneți-mi despre ce e vorba și nu v-am răspuns pe dată. Centrul comunitar era în folosul meu sau era pentru comunitatea Bălgești? Nu, dar n-am zis așa, am zis că, sunt, că mi-a spus de ce sunt în primărie. Să se conectăm bună recepția, dar este în folosul meu. V-am zis, ce am informații. Eu nu vin, eu nu vin în conședințele Consiliu cu presupunere, vin cu date exacte. Pe ce am avut date exacte am prezentat, dacă nu o fi cazul, prezint date exacte și pentru centru comunitar. Pentru pot, știți foarte bine că s-a discutat de atâtea ori și faceți pe înainte, cum fac eu pe Fecioara, fie vorba pe fie vorba noastră, s-a zis clar că contractul este până în iunie 2021, adică până anul ăsta. Eu am vorbit cu constructor de mai multe ori, am zis clar că este greșit în proiect, în contract, nu este prevăzut și un grafic de lucrări să pot să trag la răspundere firma că n-a respectat graficul de lucrări, dar nu există. Și mi s-a spus clar, avem contract până în iunie 2021, atunci o să fie finalizată lucrarea. Eu le-am spus că n-am să prelungesc și n-am să accept fără penalități dacă se depășește. Și asta am mai spus-o de cel puțin două ori, dacă nu de trei ori, șervițele sunt filmate și v-am spus-o și aveați cunoștință. Că vreți să reluați unde e plătut, dar eu nu stau să... Legislație, la această dată, ar trebui să aveți pus în dezbatere publică bugetul comunii pentru anul în curs. După ședință aș vrea să studiez bugetul local. Îl puteți pune la dispoziție? Bugetul local, știți și asta că vi s-a spus în ședință și v-ați faceți pe naivu. Noi nu avem sume. Noi, de exemplu, astăzi am primit pe relev, dar prin telefon, da? Nu avem sume de la Consiliul Județean, sume care urmează să... Am zis că ședința Consiliului Județean va fi pe 10 aprilie. Dumneavoastră nu mai cereți după, că așa pot să zic și eu, că legea bugetului prevede, legea finanțelor prevede clar că guvernul din care face parte și partidul pe care îl reprezentați în Consiliul Local, până pe data de 15 septembrie, este obligat să vină în Parlament cu proiectul. Nu vreau să uit că ar fi în martie. Cum veniți pe Facebook și spuneți că doriți, deși sunteți o opoziție mică, dar să treacă. Vreau să vă întreb câte amendamente ale opoziției au trecut în proiectul pe buget al României. Câte au trecut al guvernului? Vedeți? Adică veniți, aruncați cu pietre. O întrebare de interes pentru cetățeni. S-a stabilit DSP-ul ca centrul de vaccinare Comuna Parincea. Unde probabil ar fi arundat și cetățenii. S-a stabilit atunci și apoi n-a mai... După aceea, dacă a revenit. Fără bine, nu mai e. Deci pe la Parincea nu va mai fi centrul de vaccinare? Nu. Deocamdată nu. Pentru că eu am văzut că ei au făcut achiziții pentru amenajarea. Deci a fost trecut inițial că noi prima adrese, privința care ajung adresele la mine, eu am cunoștință de ești bun, a fost și după aceea s-a înțeles și a trecut doar Bacău. Bine. Da, mulțumesc pentru mai multe răspunsuri pe care mi le-ați dat. Da. Am și sper să rămân așa. De care închid de lucrări. Vă mulțumim, ne întâlnim în aprilie.
Atunci, veniți pregătiți pentru 5 ore.